Carlos, stai potolit, atât te rog frumos. Carlos, că dacă îmi dă troll de lângă mine, ce credeți? Ca și cum eu sunt fior. Eu nu văd ce scrie el acolo în chat. Vă pup pe toți fraților, împreună aici cu fratele Carlitos. Bine ați venit la cel mai tare challenge din această primăvară. Începem această primăvară în forță, la fel ca și anul trecut, direct cu sferturile de finală UEFA Champions League. Unde acolo, bineînțeles, încercăm să respectăm tradiția și să fim prezenți de data asta, nu doar într-un sfert, ci poate în două meciuri, în trei meciuri. Totul se va decide în această seară împreună cu voi și împreună cu fratele Carlos. Te salut, pup. Carlitos, ce la faci? La mulți ani? La mulți ani, frate, ce zici? Ce? Ești o fară. Ce, mă? Ești farsă. Aaa, că e 1 aprilie, ia uite mă nene, am ce uitat. Băi, de data asta să știți că nu este o farsă, totul este 100% pe bune. Chiar urmează să mergem direct în UEFA Champions League. Dragoș, cu membru acolo de 7 luni, bună seara băieți, ai 1000 de like-uri. Băi, data trecută n-am făcut 1000 de like-uri, dacă vă vine să credeți. Eu zic că de data asta, dacă a venit Carlos, facem 1000 de like-uri. Eu așa zic, 100%, ne-am unit forțele. Și reușim astăzi, ce mă, 1000, 1500, 2000 de like-uri, de ce nu? Ia, Carlos, știi care e ideea? Nu știu de ce, focalizează pe tine camera asta în loc să focalizeze pe mine. Ia, acum e mai ok? Cred că da. Fraților, dacă e muzica prea tare, o dăm imediat mai încet. Stați așa o secundă, să nu fie mult prea tare. Uop. Așa, totuși să se audă. Dar să nu fie prea tare, cred că acum este suficient să ne auzim și noi. Și îl avem pe Augustin, Ionuț, Mirel, Cosmin, Luminița, Andrei Berbecar, Dragoș, fratele meu, Luca, Ovidiu, cu mare respect acolo care intră mereu. Cine mai e? Laur, fostul meu vecin, Andreea, Nicu Top, Rare. Mihai Fotbal, Dragoș, hai, Luis Carlos, uite a intrat și Carlos, Lucian, Ioana, Ionuț, Mirel, Eser. Și ia uite-l și pe Ovidiu. Mamă, 17 luni! Te pupăm, Ovidiu, mulțumim mult de tot pentru susținere, fratelo. Și de-abia aștept să ne vedem și în realitate. Și, fraților, nu știu dacă ați observat sau dacă se vede sau dacă nu se vede, însă fratele Carlos are ceva în mână. Ia, stai așa, Carlitos, să fac eu aici o chestie, să se vadă mai bine. Facem așa și facem așa, ia să vedem. Știe să focalizeze mai bine? Știe sau nu știe? A? Nu, eu zic că poate mai bine de atât camera asta. Poate. Eu zic că poate mai bine de atât camera asta. Ia. Ia, o dăm așa. Ați. Altceva? Ați. Parcă. Ați. Ia. Acum e mai ok, oare? Sau acum? Hai să vedem. Acum, ia. Acum, ia. Mamă! Da, că te focalizezi doar tu. Da, asta contează. Tot eu te pup, Augustin. 3, bun, ia arată-le, Carlos. 2. Deci fiți atenți, am venit. Moș Crăciun. Da. Și am de la Polul Nord. Ia arată, Carlos, dar să vadă invers. Poți să întorci, dar fără să scapi. Ușor, că e super, super mare. Deci cei de la Pringles împreună cu cei de la Logitech. Da, hai să ținem împreună. Ești murdar aici. Stai, uite. O ținem împreună. Ține așa ca să vadă. Ia uitați-vă. Ia, bag un cadru să vadă toată lumea cât de mare. Uitați-vă cât de mare este. Ideea în felul următor. În această seară, cutia aceasta va ajunge la unul dintre voi.
tot ceea ce trebuie să faceți, sau dacă ați făcut deja perfect ok, este să vă cumpărați o cutie de Pringles, introduceți codul de pe bon pe www.popandplay.ro, linkul îl găsiți chiar acum în descriere și automat ați intrat în extragere pe care o facem în seara asta și ca să fie cel mai corect, fratele Carlitos a pregătit un server de Discord, stai așa să-l luăm de aici și să-l punem pe chat, unde puteți demonstra că ați cumpărat. Toți cei care intră pe server și pun acolo o poză că s-au înscris pe site, automat au intrat în extragerea de astăzi. Cel mai corect așa. Da, corect. Deci toți cei care ați cumpărat și ați introdus și puteți demonstra, puneți poza aici pe serverul nostru de Discord și automat ați intrat în cursa pentru cutie. Da, băi, frate, noi n-am arătat ce e în cutie, băi, Carlos. Păi cum să arătăm? Sunt curios. Păi cum să arătăm cutia? Eu am făcut un story, dar nu știu câți dintre voi l-ați văzut. Hai să arătăm și ce puteți câștiga totodată, că nu câștigați o cutie și așa. Ia adu-o, Carlos. Ia adu-o acolo. Bun, hai să o desfacem, mamă, dar e chiar grea. Stați așa să o desfacem direct acum. Ia ține, Carlitos. Așa. Stai, nu te-ai uitat-o. Păi eu știu ce e, fratelul. Bun, avem, ia numărele, Carlos, deci sunt 5 cutii de Pringles, 4, 5. Un mouse de la Logitech Pro X Super Light 2 și un mousepad G640. Toată această cutie va ajunge în seara asta la unul dintre voi toți. Totodată, nu uitați despre campania celor de la Pringles. Dacă vă cumpărați o cutie de Pringles și introduceți codul de pe VON pe www.popandplay, linkul îl găsiți chiar acum în descriere. Mai aveți câteva premii pe care le puteți câștiga totodată. Imediat vi le zic că le-am notat și eu aici frumos, ca să vi le spun. Bun, dăm aici frumos și avem aici frumos toate premiile. Avem așa, 61 de perechi de căști de la Logitech pe care le puteți câștiga, 9 kituri Logitech cu mouse, tastatură și gamepad și premiul cel mare, avem 2 premii legendare, avem așa, o experiență VIP la finala de gaming a anului. Așadar, 2 bilete VIP la finala Blast de la Londra sau Copenhaga. Apropo de Copenhaga, felicitări lui Mihai pentru câștigarea trofeului. Primul român care a câștigat un major la Counter-Strike. Mă gândeam la o chestie. Mai tare. Deci pentru 11 lei sau 12 lei cât costă o cutie de Pringles, să poți să câștigi și o excursie și atâtea, foarte da. Multe chestii. Adică așa este. Vă zic sincer, eu m-am înscris în campania asta. Acum, bineînțeles, premiul din seara asta nu-l pot câștiga eu sau nici Carlos, doar unul dintre voi cei care sunteți pe live. Iuhi, te pup, fratelo, ce faci? Salut, Cristian Neagu, salut, Luminița, vă pupăm pe toți. Bun, deci v-am zis, aveți timp tot live-ul sau dacă v-ați cumpărat săptămâna asta o cutie de Pringles și deja v-ați inscris, vă mai las o dată aici, da, serverul de Discord, unde puteți să intrați și să atașați o poză că v-ați inscris direct de pe site. Da, punem pin serverul. Și, ok, stai să pun pin, ai dreptate. Așa. Și mai mult de atât, pentru cei care încă mai sunt membri ai canalului, la finalul live-ului voi oferi și un tricou semnat de mine. Ca să știți, unul dintre membrii acestui live va primi din partea mea un tricou semnat de mine. Așa că mulțumiri tuturor membrilor mine, sau nu? Celor care vor fi membri. Tu încă ai membru, nu? Da, da. Te pup, respect. Totuși, și la mine acolo. Și tu, nu, și tu poți să câștigi. Și tu poți să câștigi. Ești membru, frate, asta are legătură. Ești membru, automat poți câștiga și tu, Carlitos. Și încă ceva, stați așa o secundă, să nu fie muzica prea tare, să-mi spuneți voi dacă totul e ok. Asta, voiam să le arăt aici frumos unde se pot înscrie. Stați așa, fraților, să dăm pe desktop frumos, să vedeți și voi. Acesta este site-ul, popandplay.ro, exact cum vă spuneam. Dați aici frumos acasă, distracția începe cu Pringles, totul ok, promoție națională, uitați și aici și apăsați pe înscrie bon, numărul bonului fiscal, data bonului, premiul cel mare plus premiile din partea Pringles. Este foarte, foarte, foarte simplu, puteți să o faceți și voi, așa cum a zis-o și Carlos, vă puteți cumpăra
o cutie de Pringles și automat puteți câștiga. Carlos, nu mai stai la discuții, dăm drumul la treabă. Nu vreau să te trimit. Hai să vedem. Challenge-ul este următor. Eu am zis așa, primul jucător 90 plus care poate pica. Ideea în felul următor. Poate fi orice meci, poate fi orice meci la care putem merge. Avem toate sferturile. Care sunt? Paris Saint-Germain, Barcelona. Care mai sunt? Ziceți-mi voi acolo. PSG. Regele, corect, regele IMEA acolo. Hai să vedem. Care mai sunt? Manchester City cu Real Madrid. Manchester City, Real Madrid, da. Următorul meci, Arsenal cu Borussia Dortmund, da, și ultimul meci. Hai să vedem cine mai știe meciul. Deci Real City, da. Salut Antonio, te pup, respect. Bayern, nu, cum Bayern cu City? Stai că a greșit Ionuț. Deci Real City, Barcelona, PSG, Atletico cu City, cu Bayern. Atletico cu Bayern, da, Atletico cu Bayern și Arsenal Dortmund. Deci astea sunt cele patru meciuri. La unul dintre ele putem ajunge. Dacă ne pică mai mulți jucători 90 plus de la mai multe echipe, eu am zis așa împreună cu fratele Carlos. Voi, cei de pe live, alegeți la ce meci sau meciuri vreți să mergem. Dacă reușim peste 1000 de like-uri astăzi și dacă ne pică mai mult de un jucător 90 plus de la o echipă dintre acestea, automat facem așa? Da. Automat mergem la mai multe meciuri și voi decideți meciurile. Și totul e complet pe bune. Provocare din partea Pringles. Dacaz donează și el un euro. Respect, Tudor, te urmăresc din Republica Moldova. Respect, fratelo, respect maxim. Îți mulțumesc mult de tot. Te pup și îți mulțumesc din toată inima. Hai să vedem. Bun, deci nu mai stăm la discuții. Intrăm direct. Stai că nu mai am baterie, mamă, mâncați aici curata. Fără baterie, gata. Nu mai am baterie la controller. Stai așa, cum ar fi să închidă bateria și controllerul fix atunci. Gata. Gata, ăla e. Merge. A, stai că nu, aici trebuie băgat. Așa. Bun. Hai să dăm aici frumos. Perfect. Ăla e, tată. Bun. Perfect. Dăm aici frumos și automat intrăm în FIFA. 300 de like-uri. Vezi că data trecută 300 de like-uri. Update-ul facem, nu e problemă. Câți 100 de giga are? Borussia, Atletico, Bayern, Arsenal. Bă, așa, deci a mai zis cineva Bayern City. Trebuie să mă uit. Stai mă că mă uit. Bayern, că... Arsenal versus Eu zic Borussia. Sincer, știu PSG, Barcelona, știu, da. Sigur. Și Real City. Sferturi UCL. Nu, zic eu cum e, fii atent. Ia zi. Deci e Borussia versus Dortmund cu Bayern versus Arsenal. Așa corect, e. Corect. Sferturile Champions League. Așa, le avem aici, acceptă. Deci Arsenal, Bayern München, corect. Da. Real Manchester City. Atletico Borussia, PSG Barcelona. Mamă, am crezut că am închis obi să m-a speriat. Bun, ăla e. Și acum, bineînțeles, sunt curios și de favorite. Care ziceți voi că sunt favoritele? Bun. Hai să vedem. Ultimate Team, dar de ce nu merge? Gata, de aici. Nu, că nu. Zice că n-ar fi net. Stai așa să mă dau pe full web și să mai verificăm o dată conexiunea la internet. Așa. A, uite, acolo. R3 to reconnect. Păi da, dar nu, tot nu o ia. Așa, bun, și avem aici network. Mamă, 330 de like-uri. Bine! Hai setup cu 500 și după aia 1000. Și dăm, dar e conectat. Barcelona se va califica cu City. Așa. Bă, eu zic că Real se va califica cu Barça. Eu zic așa, Real, Barça și Atletico. Atletico, mamă, nu mai echipe spaniole și a patra, că mai trebuie să fie încă una. Și a patra, Arsenal. Bun. Sau... Stai să dau test încă o dată. Dar mi pare că e conectat. Cred că... Kiva, salut și spor la pachet. Te pup, Kiva, vă mulțumim mult de tot. Uite și Adrian M, hai cu 100 de like-uri. Cred că a uitat un 0, zic eu. A uitat un 0 acolo, dar îl iertăm. Sign in. Update, ok.
Dacă trece update. Real, câștigă finala. Și am zis la fel, și am zis. Stai că se face update, se face update și dăm drumul la treabă. Acum, bineînțeles, înceapă pronosticurile. Ce jucător credeți voi că o să pice? Ce jucător? Și eu zic că tot Real are celelalte șanse. Takaz donează și el un euro acolo, ți-ai tatuat autograful lui Bellingham, urmează. Urmează, fraților. Nu, no, e mă, nu. No. Să vede, important e, vă zic sincer, sunt programat mâine, așa că dacă e să fie mâine, Doamne ajută să nu mă doară, să nu mă usture. Mâine e ziua cea mare și plus de asta am vorbit cu fata unde o să merg la tatuaj. O să încerc să imprim tatuajul pentru că încă merge, că încă e pasta și așa și o să accentueze ea că se pricepe, știe să deseneze. O să imprim semnătura pe tricou. O să imprimăm semnătura pe tricou, pe un tricou de-al meu și o să mai am un tricou cu Real și o să-l dau giveaway cu semnătura lui imprimată direct de pe mână. Dar tu îți dai seama că în memoria mea mereu o să-mi rămână... Da, semnătura, hai, adică da, și da, sentimentul ăla că mi-a semnat mâna. Mulți mi-au zis de ce n-ai semnat și tricou. Pentru că, vă dați seama, eu am vorbit cu el, o să urmeze clip, nu vreau să dau alte detalii. Eu am vorbit cu el și l-am rugat frumos dacă poate să fac asta doar pentru mine. I-am și zis că eu nu vreau tricou, eu vreau să-mi fac tatuaj. Și a zis serios și am zis că da, dar nu vă dau alte detalii, o să vedeți pe video. Pentru că după aia, nici tu nu știi, da. Nu. După aia Bellingham mi-a mai spus ceva, să știți, ceva ce m-a impresionat și m-a făcut să-mi doresc mai mult să-mi fac tatuaj. O să vedeți pe video direct. Nu, eu cred că tot ce ai spus aici e prank de 1 aprilie. No, ar fi frumos să fie, dar nu este prank de 1 aprilie. O să vedeți imediat. Bun, hai să vedem. Așa. Pe frunte pe aici. Mamă, ca și guță, să saci aici tatuaj. Nu, am vrut pe mână ca să se și vadă, știi, pentru o perioadă, da, adică, da, da. Na, să fie și mai mișto. Dar ce face, frate? Ia uitați-vă și voi, nu mai merge PS5-ul, îmi dă rebuild database, e adio. Mamă, 400 de like-uri deja. Eu ți-am zis. Eu zic că e momentul să dăm pronosticurile la Super 12, pentru că este luni totuși. Așa. Bun, stați un pic. Să dăm pronosticurile, o secundă. Ai deschis și eu telefonul, nu? Da, cine n-a dat pronosticurile la Super 12, acum este momentul să o facem și să le dăm. Stați așa o secundă. Așa, mamă, 2200 de participanți, ia uitați-vă, 2200 de participanți și suntem pe 1 aprilie luni. Eu zic că până vineri iar ne strângem 10.000. Hai să vedem, dacă nu știți despre aplicația Super 12, totul este 100% gratuit. Tot ceea ce trebuie să faceți este să vă instalați aplicația gratis, bineînțeles, și să dați pronosticurile. Merg așa, mergem pe AC Milan Lecce, mergem pe AC Milan. AC Milan, clar. După, mamă, le dai și toată cu mine? Da, da, da. Avem așa. Păi nu, asta au publicat? Ba da, pe asta zic, da. Că nici eu nu le-am dat. Bayern München. Mergem direct pe Bayern, da. Punem Bayern München. După, Newcastle versus Fulham. Newcastle versus Fulham. Aici e greu, părerea mea. Merg pe totuși, pe Newcastle. Băi, vezi că Fulham a bătut și Manchester United acasă. Eu merg pe Fulham. Merg pe Fulham, așa merg. După, mai departe. Mamă, stați așa că sunt și eu pe live și apare numărul pe live. Așa. Mergem pe Petrolul Ploiești Voluntari. Petrolul Ploiești Voluntari. Eu merg pe Petrol. Petrolul. Nu, merg un egal. Eu merg pe Petrolul. După Borussia Dortmund Stuttgart. Borussia Dortmund. Rapid, mamă, hai să te vedem aici, Carlos. Rapid, CFR Cluj. Băi, eu mă gândesc la un egal. Zici? Da, un egal, 100%. Hai să punem egal la Rapid CFR, ci că nu. Zice Albert, nu. De ce, frate? După aia, mamă, derby de Portugalia, Sporting cu Benfica. Sporting cu Benfica câștigă. Eu aș merge pe Sporting. Merg pe Sporting. Hai, eu merg pe Benfica, că joacă acasă. Așa. Bun. Hai să vedem mai departe următoarea. Rangers vs Glasgow.
Rangers Glasgow. Ăsta e greu. Ranger cu Glasgow. Eu zic că e greu. Mergem pe Rangers. Da. Sibiu versus Universitatea Cluj. Mergem pe Eu merg pe Sibiu. Am pus Sibiu direct. Mamă, ce meciuri urmează. Feyenoord versus Ajax Amsterdam. Hai să vă văd aici. Și că tu doar donezi 1000 de euro. Bro, nu e nevoie, stai liniștit. Hai să vedem ce votați aici. Și că oțelul. Feyenoord versus Ajax. Hai să vedem ce votați aici. Eu aș merge... Ajax, uite, a zis Raul primul. Da, și uite, fii atent, eu merg pe Rotterdam. Și aici Manchester United Liverpool. Mamă, ăsta e meci tare rău de tot. Hai să vă văd aici ce alegeți la meciul ăsta. Manchester United Liverpool. Carlos a ales Liverpool. Eu merg pe United. Deci Carlos a zis Liverpool, eu merg pe United. Și ultimul meci, FCSB Craiova, asta e derby direct. Locul 1 cu locul 2, zic bine? Da. Locul 1 cu locul 2, eu merg egal aici. Așa simt eu că se termină egal. Adaugă pronosticurile frumos. Bum. Acum se încarcă și automat am intrat și noi în cursa pentru cei 10.000 de ron. Bine, da, rău. Da, n-am mai văzut de mult să câștige cineva, ai văzut? Da, pentru că au fost meciuri destul de grele. Mamă, aproape 500 de like-uri, așa că e momentul direct să dăm drumul la challenge. Și zice, mă, mamă, până și controllerul trebuie să-și facă update. Ce? Așa... Incredibil așa ceva. Yuhi! Cu 6 euro. Fratele, yuhi, am un challenge. Toți cei din chat, la ultimul meu stadion vlog de ieri, lăsând un comentariu, fiecare care veniți din chat, vă mulțumesc mult de tot. Haide să facem acolo un mare spam și la fratele Yuhi, la ultimul lui vlog. Stați așa o secundă. Dăm aici YouTube. Mamă, stai că mă sună Liviu. Yuhi. Dăm aici Yuhi HD. Mamă, deci fii atent, Yuhi! Fii atent, fratelu, ia uite, nici n-a trebuit să caut, te uiți? Uite-te puțin, nici n-a trebuit să caut, da, corect. Că ai apărut direct, ia uite, ai apărut direct aici, mamă, ce galerie, până își face calitatea, că e 360. Mersi mult de tot, fratelu, pentru donație, apreciez, îți mulțumesc din toată inima. Haideți aici frumos cu un comentariu și la fratele Yuhi. Să-l ajutăm și pe el să facă cât mai multe comentarii. Vă rog eu din toată inima mea. Mamă, cum arată echipamentul ăsta al Manchester City. Incredibil de frumos. E mișto. Arată bombă rău de tot. De originalul gen? Nu știu, am înțeles că vor să îl lanseze. Momentan e doar în FIFA. Dar vor să-l lanseze și în realitate. Haideți acolo cu un comentariu, cu respect, cu Tudor Buțan. Cu ce vreți voi. Și hai să intrăm. Mersi mult, bro, mersi mult pentru donație. Data trecută a fost o donație de 10 euro, dar ce credeți, fraților? N-am avut notificările la donații și automat nu mi-a apărut pe ecran, dar vreau să-i mulțumesc lui Dragoș pentru că el a donat. Îi mulțumesc din toată inima mea pentru donație și dacă e pe live, te pup, frate, respect. Hai să vedem, intrăm direct în joc. Gata? Gata, da. Ăsta e momentul. Facem și noi 500 de like-uri repede. Mamă, deci data trecută n-am făcut 1000 de like-uri în 3 ore de live și acum avem 443 de like-uri în 25 de minute. Vezi? Deci, vezi? Carlos, da, vrei să zic ceva? Data trecută mi-a picat Bellingham și nu s-a așteptat nimeni să ne vedem cu el. Da. Astăzi poate să ne pice, nu știu, Haaland sau Mbappé. Unul din ei doi, eu așa zic. Haaland sau Mbappé și automat mergem fie la Paris, fie la Real Madrid. Da, vrei să mai zic ceva? Vreau să vorbesc și cu voi un lucru. Băi, frate, aș merge la retur. Nu crezi că e mai tare returul? Fraților, voi nu ziceți la fel? Adică turul, practic, nu știu cum să-l numesc, e ca un meci amical. Adică, amical, exact. Ok, meci frumos, nu zic nu, dar n-are nicio miză pentru că totul se decide în retur. Uite, îi pun pe ei să voteze. Când vreți voi să mergem? Tur sau retur? Tur sau retur? Eu zic retur că când e mult mai să mișto mergem. Adică e tensiunea aia între echipe. Retur, uite, retur, zice și Emanuel. Retur, David, Orlando. Retur. Retur. Hai să vedem. Bun, începem direct. Ambele.
Să începem direct așa, 84 plus. Nu știu, deci am emoții. Deci, da, 1 cu 1, facem așa. Retur, tot mamă, deja 73% retur. Și eu zic la fel, nu pot să merg la ambele, adică nu sunt vreun Gigi Becali, dar posibil să merg la două meciuri, nu doar la unul. Și vreau să vă povestesc ceva după ce mi s-a întâmplat săptămâna trecută, dar la 500 de like-uri am o poveste interesantă pentru voi. Până atunci, eu zic să începem. Deja au trecut 30 de minute. Deschide direct. Hai, tu, primul, 90 plus. Ronaldo! Mamă! Direct la primul pachet. Bătutele nu contează. Care din el te duci, contează să te duci. Corect, și, așa, și asta e adevărat, Adițu. Dar totuși, la retur e totul sau nimic. Știi ce zic? Eu așa zic, returul contează mai mult decât, decât turul. Bine, rău de tot. Te pup, David. Ia-l, ia-l direct. Mama, am început direct, Cristiano Ronaldo. Băi, lasă-mi pe mine al doilea, bă, stai. Băi, lasă-mi pe mine al doilea, dar te rog. Uite. Te rog, te rog, hai una cu una. Da, oricum nu te depășesc, că e greu să-l depășești pe Ronaldo. Păi, stau control, dar uite-te acolo puțin să vezi. Ha, mă, te rog, dă-mi. Uite, ia. Dempsey! Ia-l direct. What? E bine, bate aici, bravo. Bravo, e fost. Bă, când bați mâna, nu mă mai atinge pe ăsta, să nu să șterg. Poți să pup tatuajul? Dragoș, te pup. Bro, tu ai donat data trecută, Dragoș Doroftei. Tu ai donat data trecută, stop. Mamă, cum am început direct. Ia. Primele două pachete. Fake goat. Fake goat. Lasă că ne pică și Messi, că știu că asta vrei să vezi. Salut, Noxi! Mamă, ce prezență, fratele Noxi și David 8K. Hai să vedem. 45 de pachete. Dar știi ce vreau să văd? Dacă are fratele Marcel pachet. Oare? Băi, începem direct la el? Da, deci la 500 de like-uri, în afară de povestea pe care vreau să o povestesc, o să intre The Goat. O să vi-l arăt pe The Goat. Și la 600 de like-uri vă arăt. Nu vă zic. La 600 de like-uri încă o surpriză. Când apare clipul cu Moldo. Nu mâine, poi mâine. Mâine apare clipul cu Andrei Rațiu. Poi mâine apare clipul cu Horațiu Moldovan. Și după apare clipul cu Bellingham. Cu Bellingol. Bellingol? Bun. Da, trebuia sigur. Trebuia să-i arăți și tu golul și celebrarea ta de la... Uitați, semnătura este un 5JB. Așa. Deci aici e 5-ul, numărul lui care joacă la Real. Aici ai lipit direct jiu și după aia a plecat și a făcut bun. Darius donează și el un euro, salut tuturor din Irlanda. Putem avea o colaborare la un video cândva. Darius, dacă vii în România, în București, sigur că dacă mare drag. Uite, eu chiar poi mâine voi merge să colaborez cu 3 youtuber mai mici și să-i ajut cu videouri, bineînțeles gratis. Și cum și alții m-au ajutat pe mine, așa îi ajut și eu pe alții. Hai să văd dacă are Marcel totuși, să nu ne grăbim. Și după aia mergem și la mine. Pentru că n-am deschis săptămâna trecută. 500 și am promis. De like-uri. Ia, 500 de like-uri. A să vină... Nu, sunt 499, stai. Nu, mă, că să fac acum. Bine, hai. Deci, The Goat a zis, da? Dar ce are? Și-a schimbat asta parola. Ce ai făcut, Marcele? Stai, și-a schimbat parola și-a făcut. What? Da, și-a schimbat parola. Marcele, de astea faci, tată? Ia, Adrian, Oprician Adrian, ia să vedem aici. Pentru donații, primul link din descriere, da. Și de ce sunt curios? Dacă au intrat persoane să pună poza. Pe Discord? Păi nu ți apare notificare? Am o notificare locuit. Uite, deja avem un băiat, Babanu. Ok, da. Deci avem primul câștigător deja, că el a câștigat. Da. Toți cei care vă înscrieți puteți câștiga. Momentan doar un singur înscris, Babanu. Și atenți, intrați pe server cine a cumpărat și acolo la înscriere Pringles, puneți acolo o poză cum că ați înscris codul. Ia, stai să văd ce face Marcel. Hai că deschide la mine până atunci. Stați așa o secundă. 500 de like-uri, da, am promis. Deci am promis că l-arăt pe The Goat. La 500 de like-uri facem așa. Ia. Nici tu nu știi ăsta cablă, cred. O, era cadou pentru mine, nu? Ia uitați-vă, fraților. Mamă. O notă pentru tabloul ăsta. L-am primit din partea băieților de la Flashcard.
cu semnătura. Andrei Bahnean direct cu 20 de euro. Mamă, direct, uite, Ronaldo a apărut direct. Te pup, bro, mersi din suflet. Mersi din toată inima. Mamă, mamă. Respect, Andrei, acolo cu 20 de euro. Îți place? Vreau să-mi nu te cred, am mai văzut ceva în spate. Ia, la 6, la 6. La 6, sună clar. Și Tudor, donează și 1 euro. Salut, Tudor, îmi poți spune cum ai găsit pe jucătoria Barcelona, ce antrenament? Vreau și eu să merg. Bro, încep dimineața la 9, 9 și jumătate și termină pe la ora 12 jumate 1 și până la 3 tot ies. Ia uitați cu semnătura lui aici, frumos. Și ia, vă place? O notă, o notă. 10. 10, 1000 acolo 1000. Și mie îmi place maxim tablou ăsta. Îmi eu place rău, rău. Să și vreau să-l pun pe scară undeva, arată bombă rău tot. Arată de mare, rău de tot, mare. Da. E mare rău tot. La 600 de like-uri vă mai are ceva. Ăla e unicul și inegalabilul care ar merge aici. Zici? Da, la 600 de like-uri l-are și pe ăla, să vedem ce părere au băieți. Respect, Andreiuțu, mersi mult de tot, n-am mai avut o donație așa puternică de mult timp și îți mulțumesc în toată inima mea. Da, șarpele de Marcel a schimbat parola. Așa că, dacă aveți și voi pachete sau dacă faceți, le deschidem cu mare drag. Și, uite, în semn de respect pentru cei care îmi vor oferi pachete, automat cel mai valoros jucător care îmi va pica pe conturile voastre, primește un premiu din partea mea. Un card direct cu un jucător. Vedem, cu Haaland, cu Mbappé, random. Sau cu mine, de ce nu? Bun, hai să nu mai stăm la discuții, dăm drumul direct la distracție. Start, let's go! Hai cu Mbappé, uite, a intrat Leone. Uite, exact ce vorbeam de el. Mamă, stai că a venit ploaia de bani. Asta e de la Andrei. Mersi mult de tot, Andrei. Mulțumim mult de tot pentru donație, bro, apreciez. A, uite, cum sună Marcel. Alo? Bosu, uite, vezi că ești pe live. Băi, fratele meu, ai schimbat parola? Păi cum, mă, frate, mă, să schimb parola? Joci și tu tare pe live. De-astea faci? Mi-o dai și mie sau nu mai ai pachete? Alo? Zi-o acum pe live, că nu aude nimeni. Hai, te pupăm. Lasă-mi pe WhatsApp, da? Hai, te pupa. Cum era să zică pe live? Parola este Marcel 20. Am să vedem, începem la mine atunci. Începem la mine și facem așa. Deci, Leo, filmăm nu mâine, poi mâine, da? Marți. Marți la 1:30 aștept. Auzi, Leo, am și o întrebare. Are loc și Carlos la tine în mașină? Îl iei și pe Carlitos, te rog frumos. Mă băgați în portbagaj, e problemă. Da, mâine merg să-mi fac primul meu tatuaj. Mamă, deci miroase încă marker. Mâna. Ia. Gata, uite. Bun, ne-a picat Ritz. De la... Zi echipa, stai, fără să te uiți. Nu te uita. Zi... Păi numai, că nu apare aici. Da, zi echipa. Anderlecht. Da, știu. Știu, mă, echipa, știu. Care a jucat cu... contra? Contra FCSB. Da. Asta tu e semnătura, da. Acum, ideea e în felul următor. Stați că vă arăt vouă ceva acum. Stai că dacă n-am mai vorbit de mult cu voi, am să vă arăt multe chestii. Și vreau să vă întreb ceva. Stați să o găsesc pe fata respectivă cu care am vorbit. Unde ești, unde ești, gata. Ia uitați, fraților. Deci, ar fi... Astea sunt primele variante. Astea sunt primele variante de tatuaj. Cu semnătura, cu Jude Bellingham. Și una e cu silueta lui, una e cu silueta lui. Și una e cu minge și cu rege acolo. Eu zic aia cu minge, clar. Voi care ziceți? Silueta sau mingea? E marker permanent, dar tot trebuie să-mi fac tatuaj, că se ia, adică nu mai e la fel de conturată. Voi care ziceți? Eu zic niciuna. De ce Enoxy? Nu-ți place niciuna? Adevărat, zi. Și m-am gândit prima dată la mingea, silueta, mamă, stai, facem pol. Mamă, silueta. Facem pol. Mie îmi place mult aia cu mingea. Ideea e că vreau să-i trimit lui după fraților și cum îl impresionăm mai mult, asta e ideea. Silueta sau mingea? De ce Noxi? Zi tu! Băi, de că i-am promis, am zis. Pentru că vreau să-i trimit după. Tu zici că nu se... Bă, oricum am și eu emoții, Noxi. Dar acum știi care e ideea?
că există mai multe posibilități. Cu Acu, care o să doară rău de tot în zona asta, sau mai există posibilitatea, care nici nu e permanent, e pentru câteva luni și doar cu întreținere, cu Hena, zic bine? Da, Hena. Cu Hena. Că eu nu mă pricep. Mi-a zis și mie fata asta care tatuează. Aia zis că ea face și cu Acu și cu Hena. Și aia zis că dacă vreau să-i zic și să fac Darius! Cu fratele Darius donează și el un euro. Cum fac să-ți dau, să deschizi și mie pachetele? Am vreo 25. Păi, invite în party pe Tudor Butan YT. Ți-a trimis? Cred că da, nu știu. După uite, sau? Și Alex Baron mi-a scris silueta clar. Silueta. Uite, 54% votează silueta. Zentrol zice coac. Nu ți-e mine de mine, fratelă, mă, că o să mă doară. Coacu, direct. Nu știu, o să vorbesc mâine cu ea. Mai bine permanent cu Henry Sala câteva luni. Iaicân! 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 Iaicân, direct! Mamă, și e special. Prinț! Prinț Iaicân! Și de 94, da... Aoleo! Bă, da, cred că e scump ăsta. Dar nu e fată. A, e fată? Da. Păi nu, că păcar pare băiat, dar aici, într-adevăr, eu pare cred că fată. I-au schimbat silueta. Cred că sau... a făcut prank de 1 aprilie. Nu, cred că e fată, ai tuns să scurt și pare băiat în poză, dar nu înțeleg de ce. E fată sau băiat? Ce tare e tricou de pe spate. Vezi că l-am luat eu din prank. Datorită lui Carlos, că da, s-a dus repede să-l ia. E fată. Ah, ok, 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 e fată. Ok. E 110k. 110k. Bine, nu e rău. Așa. Ce mai zice că nu e fată. Ba da, e fată, e fată. Mi-am dat seama după animație că este fată, că avea părul lung în animație. Haide, nu e rău, nu e rău. Începem bine, începem bine. Mai departe. 81 ori 2. Let's go. 81 ori 2. Busquets. 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 Cu laserul. Nici nu știu dacă există. Cu laser. Deci vine Alex Baron. Așa facem. Așa, asta e că mi-a dat. Mamă, ce... Uite ce parul are Marcel. Ia. Cred că e din aia și generată automat. Poți să o zic, da, exact, poți să da, zic și pe ăla. Că nu, nu reține nimeni. Bun, hai să vedem. Dăm aici 85 plus, let's go. Haide-mă, tată, mă. Chile, goalkeeper. Olympic Lyon. Deci eu mi-am luat, ca să înțelegeți, eu mi-am luat și pixul să notez toți jucătorii 90 plus. Dar trebuie să fie de la una dintre echipele din Champions League. Mă, eu zic că nu e greu, că sunt multe echipe. Sunt, câte echipe sunt? 8. 8 echipe. Benfica. No. Uite. Fata, eu așa am crezut că se tatuează peste marker, dar a zis că nu. A zis așa, deci vă zic eu care o să fie pașii de mâine seară. O să merg la ea, accentuează semnătura cu o soluție neagră, după imprim semnătura pe două tricouri, dacă ai și tu un tricou, ține, da, să imprim, da, și pentru tine. Imprim semnătura pe două tricouri, direct de pe mână, exact cum a semnat el, ea doar conturează, să-mi rămână pe un tricou cu Real, să pun și o ramă, să-l am. După aia o șterge, după aia șterge semnătura, că n-are cum să facă peste, că o să iasă urât, și o face la fel. Și o face la fel și cu un desen deasupra, așa am stabilit. Cu Hena, bro, așa crezi și eu că o să facă, uite, și Aianto cu Hena zice că ar fi mai bine. Ideea e că nu mă doare, că nu doare cu Hena, nu? Nu cred. Nici eu nu cred, cu Acu te rupe. Cred cu că e ea, până la urmă, cu Hena. Cu Hena doare, Aian, ai idee cu Hena doare, că nu știu. Cei care nu știu, v-ați mai tatuat sau așa cu Hena. Acu e al lui Bellingham. Doare am tare, eu... ia uite. Doare tare. Cu toporișca. Fă cu Acu, fii bărbat. Uite, a făcut frate minute doare. Perfect, super bro, mersi mult de tot. Cu Acu te rog, zice Vasile. Vasile, mi-e frică rău, fratelo. Da, asta i-am zis și eu, Noxy. Adică, dacă da, e da, da, corect, corect. Corpului... Exact, exact. Ai dreptate, Noxy, ai dreptate, fratelo. Chiar ai dreptate. Așa facem, așa facem cu Hena. Oricum, mie mi-e frică. Dar n-are ce pericol să fie cu Hena, nu? Ideea e că am citit pe net, singurul pericol este să fie alergic. Și dacă ești alergic, ți se umflă mâna și se înroșește. Oricum o să fie Carlos acolo lângă mine, în caz de ceva. De mână, sună, sună repede la 112.
Ăștia nu au prea multă milă. Băi, eu merg la o fată special, fetele știți cum sunt, mai delicate, au mai multă grijă. Probabil băieții, stilul ăla mai dur, direct, bum, 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 pune acu, dă-i, 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 dă-i. Nemții te vende, you just join, say hello. Cum faci asta? Nemții, cum ai făcut asta, frate? Sau e ceva automat? Say hello. Te pup, nemții, dar nu știu cum a făcut asta. Cred că ți-a dat rai ceva. Păi da, da, și automat YouTube-ul știe asta? Normal că știe, frate, normal. Nu, e ascuns. Păi nici n-ai cum să ascunzi tatuajul ăsta. Hai, încă 36 de pachete, let's go. Eu zic că pe contul ăsta trebuie să vină primul 90. Da. Hai cu primul 90. Spania. Goalkeeper. Goalkeeper. Barcelona. Barcelona. Ter Stegen e 90, mi se pare, dar nu că e... Ai, Sandra Panu. Sandra Panu. Da, Ter Stegen e 90 sau 88? Da. Nu, 88 parcă. Nici eu nu mai știu. Ter Stegen, da, dacă 88. E 90 sau 88 sau 89. Da, le fix. Nu sunt mulți jucători. Uite, la Barcelona, ca să ne trimite la meciul Barcelonei, cred că doar Lev ar fi. Uite, 89. Da. 89. O să te doară. Ha, ha, ha. Mersi mult, ce să zic. Mare respect, nemții. Te pup, bro. Mersi frumos pentru raid. Apreciez. Hai să vedem. Jumbo Premium Gold Pack. Let's uite, go. Uite, a zis minim 13. Bro, eu sunt full de tatuaje și depinde de zonă și acolo unde ai tu. E super ok. Ca și salutare, tu. DJ Clatu. Te pup, mare respect. Salut. Gabriel Jesus. Bro, dar tu vezi că nu-ți pică nimic, adică ai văzut mie, din două pachete mi-a picat și... Bine, frate. 600 de like-uri, da? La 600 de like-uri am promis că vă mai arăt un tablou. Dacă la primul tablou ați dat nota 10, uite că acum a intrat și Luca și nemții și Clatu, toată lumea. Cât suntem pe live? Hai să vedem cât suntem pe live. Eu de obicei țin live-ul. Stai că-i dau și eu drumul la live. 559. 559 de persoane, aproape 600 de persoane pe live, da? Haideți să vă arăt și tabloul celălalt. Stați că pun și-o live-ul aici. Stați să dau mai încet. Până bun, acum chat, avem doar o persoană înscrisă la Pringles. Simon Lajos, mersi frumos pentru donație, 10 RON acolo, salut tuturor și cel mai tare respect. Te pup, bro, mersi mult de tot. Fii atent, stai, întoarce scaunul și îl întoarcem așa direct, gen, știi ce zic? Dar cred că se vede, că fiind în vânză, se vede direct cu el. Nu se vede, nu se vede, nu. Stai așa. Stai, curând. Se vede direct. Nu se vede. Nu se vede, nu? Nu se vede, ce-a zis? Hai, dă scaunul. Stai, pune-l. Păi nu se vede, că nu se vede. Dă scaunul aparte, că se vede doar scaunul. 3. Deci, o notă pentru tabloul ăsta, da? 3. Bă, cutia! Sunt ok. Ia uitați-vă, fraților, o notă pentru tabloul ăsta. Dați voi o notă acolo. Cum e tabloul ăsta? E legendar. Eu zic că merge undeva acolo. Voiam să-mi pun pe scară, că arăta mai bine pe scară, zic eu, nu știu. Și acum cel mai tare tablou! O notă pentru tablou ăsta. 3, 8, 10. O notă pentru tablou ăsta. 3, 2, 1 și... Ta-na, ia uitați-vă, fraților. Nea Gigi. A rămas la mine ăsta. Nea Gigi, nu l-ai vrut? Ești al meu acum. Asta e. Îl pui și pe Nea Gigi acolo. Păi, ce că pun poza cu el după? Ca să am amintire. Știi când am pus poza cu el? Da. Ăla e ce râd. Mi-a făcut prank cutia de Pringles. Bun. Trebuia colorată la Cunea Gigi. Păi, poți să găsesc pe cineva care colorează. Da. Uite, Augustin. Hai, dă-i în alea 80 plus. Stai, să mut scenă. Gata, hai. În astea că sunt... Da, let's go. 81 ori 2. Let's go, champ. Nu pot să cred. Mamă, dacă ți-a picat de două Ronaldo... Haide, mă, tată, mă. Mario Rui. Aoleo. Primul jucător 90 plus decide unde ne luăm bilet în UEFA Champions League. Dar vezi că polul e destul de strâns. Da, 49, da, 51. Hai că văd eu mâine. Poate fac și. Fac și <sinuleta. laughs> Fac toată mâna. Aici o sinuleta, aici o minge, aici încă ceva. Respect Football Fan Club. Te pup, bro. Costă 3. Oi, tabloul cu Nea Gigi. Bun. Haideți să vedem, fraților. Nu!
Mamă, știi cine a zis că e, nu? Da, Vinicius. Și la fel. Vinicius cât e? Cât are Vinicius? 89? 89, parcă. 89? Ok. Te pup, Andrei, mersi frumos încă o dată pentru donație, bro, apreciez. Hai să vedem. Let's go, champ. Let's go, champ. Bun. Haide-mă, tată, special. Hai, Germania, right back. Noi, n-are ce să fie. Deci dacă nu vedem Real, Arsenal, Wolfsburg și așa... Dar de la Arsenal e cineva? De la Arsenal, uite, bună întrebare, doar ceva car special. Sau de la Borussia? Nu cred. Darius, încă un euro, dar nu știu unde să intru să-ți dau contul că am uitat. Păi, intri în party, la party. Nu contează că la română sau în engleză, trebuie să fie party. Gașcă, dai invite în gașcă în party, Tudor, Butan, YT și automat eu primesc invitația. După intri în FIFA și dai start SharePlay. Și ăla e după aia. Asta a fost. Deci la Borussia și la Arsenal nu e nimeni. Așa. La Real, la City și la PSG și la Barcelona sunt. Așa. Hai să vedem. Deci fii atent. Dar nu... Ce jucătorul am putut? Nu. Să facem challenge în afară de icon. Gold. Orice 90 plus pică. Nu o fac cu icon, nu-mi place. Fără icon am zis. Ah, fără icon. Că sunt destul de puțini jucători. Hai, dai. Haide-mă, fite, fii atent, că tot am făcut 650 de like-uri. Dă-i 95 ori, dă-i direct. Mamă, direct? Am încredere. Ce? Right mid? E Marez aici sau? Da, Marez. Da. Marez, din păcate, n-avem ce să facem. Oh, și ultimul like. E bine. Hip. Ok. Hip, ura. Bun. Haide-mă, tată, mă. Haide-mă. Hai, ai dat în 85 direct? Păi da. Canada. Era bine, left back 90, Davies. Noul transfer de la Real Madrid, care am înțeles că e confirmat. Bucanan. Și Partey. Ai făcut clip cu Bellingham? Da. Urmează să-l postăm joi. Dă-i în 80. Stai că parcă mai erau aici. Dă-i în rare, uite, rare goal pack. Da, da. Rare goal pack, hai să vedem. Spania, CM, Parejo, ok, nu-i nimic, bun și Parejo. Știi ce mai gândeam? Dacă e vreun SBC cu jucător special. Aveți idee ceva SBC să ne pice jucător special? Ai făcut la clipuri în Spania, da, deci cred că e plecarea cu cele mai multe clipuri. De când plec eu în afară, gândiți-vă așa, meciul România-Columbia, acasă la Vinicius și Bellingham, pe care le-am postat pe astea două, mai avem... Specială. Polonia? Bă! Nu, dar fii atent, e un gold și în spate e un icon, dar nu știm, poate să fie Nazario. Dar tu vezi cât de ușor pică icon? Păi e special, e ediție special. Tot. A, e tot ea. Pain. A, da, vezi că e altă versiune. Da. Care aici are părul lung. Are, da. Dar e mai slabă versiunea asta, că prima dată ne-a picat de 94. E bine că nu e de applicate. Ok. Mamă, și 3 double. Și 3 double, dar vezi că e mai ieftină, că e versiunea mai... Bă! Ce faci, mă? Dar cât îți dădea? 11.000. La Quixel. Am citisem 100 și... Le dau Quixel. Așa, Quixel, perfect. 666 de like-uri. Haideți cu 1000 de like-uri în prima oră acolo, eu zic că putem. Încă 15 minute să facem 1000 de like-uri. Încă 300... 325 de like-uri. Suntem 600 de persoane pe live. Eu zic că reușim. Suedia, left back. E tipa cu care ne-am întâlnit noi. Stai să-i aduc autograf. Rolf. Ia uitați-vă cu autograful ei aici frumos. Cu autograful ei. Ea a fost prima jucătoare de la Barcelona care mi-a semnat. Și m-a speriat, s-a dat cu buta, cu cea cu crosa. Crosa. Și semnătura ei este fix aici jos. Cea din mijloc, uite asta. Stați să vă arăt și vouă. Aceasta e semnătura ei, cea din mijloc de aici. Ea a semnat prima și a semnat în mijloc și după au semnat și restul jucătorilor de la Barcelona. Tare rău. Uite, ne-a picat fix jucătoarea, singura jucătoare pe care ne-am întâlnit. Di Maria, ok. Di Magia. Băi, bravo că te-ai întâlnit cu Bellingham, respect. Crede-mă, frate, eu
nici acum nu conștientizez că m-am întâlnit cu el, dacă îți vine să crezi. Mi se întâmplă să mă mai uit la video și să analizez exact momentul, pentru că este și fotbalistul cu care am petrecut cel mai mult timp. Deci credeți-mă, am stat lângă Bellingham cel puțin un sfert de oră. Bineînțeles, interacționând cu el cât am putut eu de mult. Nu puteam să fie disrespect față de ceilalți fani, dar am ajutat și ceilalți fani, i-am ținut tricourile, i-am zis că sunt ajutorul lui cât timp semnează, i-am mulțumit mamei lui, am încercat să interacționez și cu mama lui. What, era și mama lui? Păi da, că el era în dreapta și mama lui conducea. Deci o să iasă un video senzațional din punctul meu de vedere și emoționant totodată, că e un moment așa unic și e un om extraordinar el, adică... Nu știu, degajă, bucurie, bunătate, un om bun, rău de tot. Mamă, dar mi-ai faci și poftă să mă uit la clip. Abia aștept ei. Știi că nu ți-l arăt, adică îl vezi o dată cu toată lumea, da. Joi. Ai o surpriză pentru toată lumea. De mai multe ori te-am rugat și nu mi-ai arătat. 700 de like-uri, bine, facem 1000, Carlos? 100%. Mai avem 10 minute, nu cred că în 10 minute 1000 de like-uri, da, e greu. Da, facem. E greu, oricum ne apropiem de 700 de oameni pe live. Portugalia. CME, Bruno Fernandes. Oh! Dar nu e 90. E 89. E 88 sau 89. 88. Aaaa. Facem 999. Bune și alea, bune și alea. Hai că am vibe bun astăzi. Dar era 88 plus. Am vibe bun astăzi. Eu zic că ne pică jucătorul 90 plus. Real Madrid. Manchester City. Deci avem așa, Lewandowski, Haaland, Mbappé. Mbappé. Courtois. Bă! E Haaland! Nu! Câte ar seama că mă oftic, că intră pe Footbin. Lasă-mă să intru pe Footbin. Dar e ceva ediție specială oare? Nu e. Doamne, cât de aproape am fost. Cât de aproape am fost să mergem direct la Manchester City. Stai să dăm version, îi dăm direct gold. Îi dau gold. All gold. Și îi dau aici rating. Uite, 91. Deci avem așa, Haaland, Mbappé, KDB, care pot pica, Courtois, Harry Kane, că și el merge, da. Lewandowski, Vini. Băgămă și 89, chat! Sau nu, că nu mai vreau să pice Rodri. M-a înstruat de Rodri. Singurul care se acceptă e Vinicius. Da, da. Vinicius, că nu mai vreau. Rodri m-a înstruat de Rodri. Să-l vistez pe... L-am mai vistat toată pe Rodri. Ederson la fel... Nu, mergem atât. Totul sau nimic. Mergem da, pe totul da, sau nimic, da? Și dacă în această seară, mare atenție, o zic de față cu 630 de persoane, dacă în această seară ne pică Lewandowski și Haaland, uite, mă dau și pe mare, că poate bag în video și vă vedeți și voi acolo în chat în video, dacă ne pică Haaland și Lewandowski sau Haaland și Mbappé, sau oricare altă combinație, KDB, Barcelona, City, Real, fratele vostru promite că face nebunia și merge atât la meciul dintre Barcelona și Paris Saint-Germain și automat iau avionul și mergem și la Manchester City, Real. Cele mai tari două meciuri UEFA Champions League, direct returul, dacă ne pică, așa că am nevoie de susținerea voastră acolo, să facem 1000 de like-uri. Start, let's go! Hai. Bună seara, Bogdane, te pupăm! Fratele nostru, Bogdane, nu săran... Legenda acestui canal, că practic ești legendă, ești icon. CM, nu are ce să fie aici. Din nou, Bernardo Silva. Mamă. Ce să ne fac să ne atrăm Bellingham? Mâine e ziua cea mare, mâine mergem la, Serge, la tatuaj. Ia schimbă-l. Și stai puțin, schimbă-l și pe ăsta, pe Lobotka. Așa. Facem un CBC? Ne-a adus mămălina apă, că ea să ne aduc apă. Nu. Tari. Mă duc eu? Bun, nu, lasă că o sun. Ia vezi dacă e cu jucător special, nu cu da, nu vreau icon. Da, 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 da. Nu vreau icon. Vreau cu jucător special. Stai sus. Ia, vreau să ții echipa. Te pup, Albina mea, te pup, Nicușoare, respect maxim. Nicușor. Îl faci pe Socrates? Stai, nu, vezi? La players. Vezi? Nu, Vini. Nu, 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 că aici, nu, 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 că ai zis jucător. Mi-e întreba chiar. Se poate un par cu apă, te rog, sau sticlă, te rog. Aici, aici poate să fie. Aici poate da, să fie? Da, poate să pice și... Deci aici poate să, să pice jucător normal? Stai, stai, stai să mai uităm. Craft? Nu, ăsta e 76. No. Ăsta e hero, hero, nu. Nu, ăsta ar fi. Ăsta, da? Îl facem? Da. Hai. Hai, fă-l direct și bagă Bernardo Silva. Bellingham merită... Deci am... Mamă, nu vă zic, eu vă zic tot clipul. I-am spus treaba asta. Eu am vorbit cu el, cu Bellingham, și i-am zis că tu vei câștiga balonul de aur. Așa i-am zis eu. Cum ar fi să fie adevărat?
Nu, no, că ești imposibil dacă... Te pup, frățiorul, în ultima vreme am stat mai rău cu timpul. Stai liniștit, bro, că și eu am fost mai mult plecat. Este primul live de acasă după aproape 3 săptămâni. Așa că vă mulțumesc mult de tot tuturor celor care ați intrat pe live. Eu l-am dat discur pe Tudor. Orice ar fi, nu bagi Ronaldo, da? Deci, nu, cum să-l băgăm? Ronaldo nu bagi. Bun. Hai mă, tată, să vedem. Trebuie să pice ceva bun. Thanks, salut. Dăm paharul, să spun și ție apă. Așa, de facem bine. Facem asumură. Poftim. Mersi. Pune-ți apă, vezi să nu-l vezi. Mamă, ce sete merea. Vila mea și Steaua cu Rapid, 21 asta. Da. Vici tu, Nicușor? Salut, Andrei Ilie, te pup, frate. Cine crezi să va câștiga UCL? Sper Real Madrid. Eu cu Itin, cu Realul. Și la fel. Uite, mă, ne-a dat Darius într-un final. Darius, mersi frumos încă o dată pentru donații, bro. Și nu uitați, giveaway pentru membrii astăzi. Giveaway pentru toți membrii ai acestui canal. Că tot îi avem acolo pe Bogdan Ionuț Săran, pe Adrian M, pe Carlos, pe toată lumea. Mare giveaway. Bagă-l și pe la port. Mamă, gândește-te că e geamul deschis și e cald, nu ți-e cald? E cald. Să deschid geamul mai tare, dar știi, ideea e că e un cățel aici la vecinul de lângă. Și sare pe geam. Și nu, mă, începe să late. Gata, l-ai făcut bun. Bravo, Carlitos. Deci ăsta e un moment tare, poate să pice că e și 88 plus. Poate să pice și... Poate să pice orice jucător de la Real, special, da? Bagă pe Lobotka la uita să-l bagi, nu mătează, dai cu XL. Bun! Primul moment! Deschidem ambii, să se vadă pe clip. Da, facem așa. Stai să intru și eu pe live. Suntem aproape 700 de persoane pe live, moment unic în aceste clipe. Gata, deschidem. Hai, amândoi. 3, 5, 4, 3, 2, 1 și vezi că poți fi și alt jucător dacă e special. Valverde! Valverde! Jucătorul 90 plus care ne trimite în acest moment direct la Manchester. Mamă, stai că nu știu pe cine să iau. Pe Valverde, clar, orice ar fi. Orice ar fi? Da. Să nu iau son. Oricum, ne-a picat. Deci, oficial, mergem la meciul dintre Manchester City și Real Madrid. La Manchester. Raul! Și el cu un euro. Când vii, sa la Hunedoara. Când vii la Hunedoara. Bro, zic sincer, nu știu, dar îți mulțumesc pentru invitație. Bine, mă. Și acum, cum ar fi... Să ne pice și un jucător 90 plus de la Paris Saint-Germain. Cum ar fi? De la Paris Saint-Germain sau Barcelona. Și să facem nebunia nebunilor în două zile, Manchester City Real Madrid și Barcelona PSG, cele mai tari meciuri. Stați un pic, că vreau să văd cât costă ăștia. Ia vezi Son, cât e Son? Son varianta 90 500.000. Și Valverde, cred că mai ieftin puțin. Da. 200. Eu zic să luăm Son. N-ai cum, e jucător de 500 de mii. Uite, uite, a zis și Denis. Son 500 de cava, vrei de 150. Te pup, Ovidiu. Da, deci, ne-a picat. Ok, picat. Punem, gata. Și facem lista. Începem cu Valverde, că am zis că facem lista, da? Eu am zis că ne pică 5. Nu știu ce am zis. Valverde 90, da? Da. Ia-l pe Son, că e și contul meu. Ia-l pe Son. Și dăm cu bă, bă! Bagă-l acolo și continuăm. Știi că putem să ne facem unul. Nu, nu mai e. Ba da, mă! Erau 3. Păi și? O să iei că un pic. A, e doar o dată puteai să-l faci? A, la ok. La 8 cred că se bagă. A fost. La 8 mâine. Nu, că nu e problemă, ține live până mâine. 24 de ore live. Hai. Dă-i. Poate să mai pici. Hai cu Haaland, doamne. Haaland, niciodată nu mi l-am dorit. Și voi haideți acolo cu 1000 de like-uri. Suntem 700 de persoane. Răzvan donează și el un euro. Te pupăm, Răzvane, mersi mult de tot.
Hei, Haaland, Haaland. Haide, mă. Franța, STT. Hai, mă, să facem nebunia nebunilor. Stai, mă, că mai vin și cu un pachet acum. Ia. Yeah. Că am un pachet aici și vreau să-l deschid acum, bă, la el. Mamă, e foarte cald, am transpirat, vezi? Stai, mă, că dau drumul la geam. Ciofi, ofi. Vine cățelul peste noi. Vezi că poate să sară pe geam, că e de la de lupte. Nu e ăla de a mușca, a mâncat două mingi? Da, ăla e, bravo, ăsta, știi? Stai, că aveam un pachet aici, Carlos. Raul a donat 2 euro, mulțumim mult! Tudor te pupă din dulap, s-a ascuns. Bun, fraților, avem și un pachet din partea celor de la Flashcard. Dar stai mă că nu-mi deschid pe ăsta legendar, că nu mai vreau, eu nu vreau iconul de seara asta. Eu vreau Champions League. Fii atent, fii atent, dacă pică... Super squad. Dacă pică un jucător de la... No, tot în FIFA. Sunt curios doar așa, ca idee. Tot în FIFA. Dar vreau să deschid, că uite, mi-era drag. Mamă, 30% din gol. Vă mulțumim mult de tot pentru susținere. Băgăm o pizza după Carlos? Îți dai seama. Hai, uite, te las putem să deschizi. Chiești invitatul. Bine, mersi. Hai. Hai, mă, tată. Poc. Bun, pe rând, da? Nu, invers, invers, că e de la cel mai, tu începi cu cel mai bun. Nu, arată fața, arată, okay. Arată jucătorul, deci. Arată. Deci avem așa, Zomer, da? Alaba, bun, Real. Foden, dar ne trebuie rating mai mare puțin. Butragueño. De la știu pe cont. Da. Ce l-a luat Teo. Mai sus, Nazario. Și pachet! Mamă, ce pachet! Să-ți fi picat ăsta în FIFA. Cum ar fi? Băi, e bun anul tău, da. Cadou de la mine pentru tine, mă. Pachet. Să fii sănătos, e al tău, îl poți păstra. Mamă. Cum era pachetul ăsta, să-ți spice în FIFA? Păi ajungeam direct la Castro. Păi ai ajuns cu două pe asta zic, pe 4-3-3 direct eram cu pachetul ăsta. Hai să vedem. Dar ai ajuns pe 4-3-3 cu... Bellingham? Nu m-am uitat. Păi n-am postat încă. Că la video n-apar cu poza, e greu, că poza da. A făcut mai mulți. Da, dacă faci video interesant, mai ales că am făcut multe chestii. Uite, Saka, vezi, dacă avea rating puțin mai mare... Dacă juca cel mai bine. Da, e un jucător bun să mergem să-l vizităm pe Saka. Cătă, mersi mult de tot, frate, pentru membru. Salut, Tudor, Carlos și chat, te pup, bine ai venit pe live. Astăzi avem giveaway pentru membri, bro. Așa că bine ai venit pe live. La țanc. Ia, cât s-au mai intrat? Bun, suntem 700 de persoane, haideți acolo cu 1000 de like-uri. Avem 800 de like-uri și avem o oră până de... acum, așa. Avem doar un câștigător. Da, nu uitați despre campania Pringles. Dacă v-ați cumpărat o cutie de Pringles săptămâna asta și introduceți codul de pe bon pe www.popandplay.ro, link-ul găsiți în descriere și atașați dovada pe serverul meu de Discord, îl găsiți chiar aici la acolo, pin undeva, la chat, puteți câștiga toată cutia asta cu un mouse, 5 cutii de Pringles și un mousepad. Până acum, un singur băiat de pe live ne-a arătat că s-a înscris. Cutie. Exact, cutia asta e a voastră. Cum îl cheamă pe băiat? 2 secunde. Hai, uite-te tu după. Hai să vedem, 85 plus. Adică vă puteți duce și... Ascultați-mă puțin, și nu e glumă sau caterincă. Babanu, ok. Ideea în felul următor, dacă vă duceți acum să vă cumpărați o cutie de Pringles, ca idee, și vă înscrieți pe site și puneți dovada, automat sunteți doi. Mamă, și din chimic. Câte știu, mouse-ul ăsta e nou mouse de la Logitech. Exact. Deci, eu zic că se merită. Merită, exact. Vă luați o cutie de Pringles și aveți o șansă, nu că mare, extrem de mare. Plus că să câștigați 5 cutii plus mouse plus gamepad plus cutia asta șmecheră. Da. Și eu vă trimit personal. O trimit prin fan curier mâine sau poi mâine. Hai să vedem. Și dovada trebuie să o puneți că eu nu știu. Mai e cineva, uite, întreb. Este cineva care și-a cumpărat săptămâna asta o cutie de Pringles și a introdus codul de pe bon? Sincer. Este cineva pe live care a făcut asta? Că e păcat să nu câștigați. Adică dacă ați făcut-o deja, eu vă trimit cutia.
E cu toate premiile. I-am arătat toată Carlos, să vadă băieții. Poate că eram 300 când am arătat-o prima dată, acum suntem 700. Opa. Sorin cu 5 euro! Felicitări la cât mai multe provocări reușite! Mersi mult de tot, Sorine! Mamă, ne-am făcut de bani, Sorin! Mersi din suflet, Sorin, pentru donație! Respect, frate! Apreciez! Te pup, Sorin! Mulțumesc mult de tot și apreciez și donația, dar și mesajul frumos! Deci cutia asta vă trimite fratele... O ții, da? Da, mâine! Mă văd? Dedic-o mai sus! Așa! Ia uitați-vă și cu nou mouse de la Logitech, nou nouț, 5 cutii de Pringles și un mousepad G640. Tot așa, nou nouț de la Logitech. Așa, bun, 85x2, let's go, următorul. Bă, scena. America, CB. Mersi frumos încă o dată, Sorin, pentru donație, apreciez, bro. Uite, Tudor, eu sunt băiatul care s-a înscris pe Discord. Ideea e că eu am trimis screenshot, că deja am introdus codul. Nu, dacă l-ai introdus e ok, da, bro, gata. Babanule, e ok. Uite, da eu. Vali, intră pe Discord și lasă dovada. Și tu, Andrei și Denis și așa mai departe. Aveți... Stați că poate unii nu văd pin comentul ăsta. Roxana! Donează și ea un euro. Mulțumim frumos, Roxana, pentru donație. Mamă, deci am avut astăzi peste 10 donatori. Da. Stai așa, unde e linkul? Cum pot să le iau? Gata, l-am luat. Da. Deci intrați aici pe serverul meu de Discord și lăsați, puneți poza aici. Puneți dovada. O, ce prezență, ce am ratat, fratele Albert! Bro, până acum, mamă, stați-mi rog, închid live. Valverde de 90. Până acum și Son, în același pachet. Son de 90 de 500 de mii. Haide mă, eu zic că ne mai pică ceva. Și fii atent, mă gândeam să facem SBC-ul ăla, dacă are și la Marcel. Și la Marcel, da. Să băgăm, mamă, tu știi cât stăm să băgăm parola aia? Deci are Marcel o parolă. O parolă de toți, bai. Atâta e. Cred că ne-a făcut prim de... Salut, Andrei. Cum se numește serverul de Discord? Ai link-ul mai sus, tocmai ce am lăsat în chat link-ul. Intrați acolo, puneți dovada că v-ați cumpărat o cutie de Pringles și ați introdus codul de pe bon pe site și automat puteți câștiga și voi. Până acum e doar un singur băiat. Sponsorul donează un euro. Ai video când te întâlnești cu Rolfo? Da. Stai așa, sponsorul, să ți-l pun aici. Stai, că poate nu l-ai văzut. Jucătorii Barcelonei Tudor Buțan. Uite. Uite aici. Stați așa o secundă. Gata, uite aici video. Mersi mult pentru donație. Ți-am pus video pe chat, dacă vrei să te uiți la el. Hai să vedem, 83x2. Bă, special! Bulgaria, striker... Bulgarie! Hero, Berbatov. Berbatov. O fi scump? Berbatov, mamă, 93! Mamă, șmecher rău, uite ce stațuri are. 91, 92, 87, 93, 40, 83. Mamă! Ia cât o fi. Și după... 3. Nu, e vrăjeală. Dă-i mai în dreapta. Sau atâta e. Bă, dă-i mai în dreapta. Uite, 244, 157, 182, tot e scump. E 150. Cine îl pune la 300 de ca, nu e 300, e 150, e 150. Cine îl pune la 3? Poți să spui, te rog, la mulți ani, Iustin. Te salut, Iustine, la mulți ani, frățioare, să fii sănătos. Tudor Buțan aici. Hai să vedem. Mai departe. CDM. Atletico Madrid. Horațiu Coche. Horațiu, fraților, fratele Coche. Uite, fratele Coche cu Costici. Așa. Salut, Sebi, te pup. Trebuie să cumpăr cutie Pringles cu aroma anume sau indiferent? Indiferent, bro, indiferent. O cutie de Pringles de 165 de grame. O cutie normală de Pringles. Aia mare. Raul cu încă 3 euro. Deci știi ce face Raul? Și data trecută a făcut la fel. Erau 28 de euro, a vrut să facă 30. Acum erau 37 înțeles. De euro. Raul are grijă de gol să fie rotund. 10, 20, 30, 40 și tot așa. Vă mulțumim mult de tot pentru toate donațiile. Apreciem. Goalkeeper aici n-are ce să fie. Paris FC. Fraților, dacă tot am făcut o faptă bună, haideți să o facem până la capăt.
Haideți cu un la mulți ani acolo pentru Justin, fratele nostru. Uite, Raul, cu încă un euro. Poți să mă spui pe Insta, Ștefan Raul 426. Da, bro, după live. Cu mare drag. Să vină Haaland. Să vină Haaland. Vezi că îți pică foarte bine, chiar da, chiar ne pică bombă. Pică bine rău. Serios vorbesc, chiar pică jucător top. Nu știu pe care să-l deschid. Hai, 83x2. Respect, bro. Băi, Icon din nou. 3 iconuri. Este așa cine? Este... Mamă! Am zis că e... Golit? Zi-mă cum îl cheamă. Van Nistelrooy. Dar e mai șmecher ăsta. Mamă, câte iconuri pică. S-a dat drumul la robinetul cu icons. Ia vezi cât costă. 100. E bun și asta. E bun. Mamă, păi ne-a picat jucător de peste 1 milion. Așa, adunat vorbesc, știi? Și toți pe contul meu. Toți pe contul meu. A mai intrat cineva pe canalul Discord? Nu, până acum au intrat persoane. Ok. Raul, cu încă un euro, mersi fratelor. Cu mult drag, frate. Cu mult drag. Haide mă cu 90 pentru Raul, că tot donează unul după altul. Hai cu 90. Striker, n-are ce să fie aici. Dar de ce apare gold? Bă! E prima dată când văd animația asta. Gold Icon! Voi ați mai văzut asta vreodată? Și cum era să fie, știi cine era frumos să fie aici? Haaland. Cum ar fost? Mamă, vorba ta aproape de Cruyff. Și ce trebuie prima oară când am văzut duplicat în aceea zi. E bine că e tradable. E bine, am scăpat. Deci, costă de coco. Câți jucători ai când s-au picat pe contul meu? 5. A picat prins de 3 ori. Van Persie și Hero, nu, 4 și un Hero. Da. Haide mă, 83x5. Icon. America, CM. CM, Icon. Chiar te-ai întâlnit cu Bellingham? Da, bro, nu e editată poza sau ceva, dar ne ferește. Vă mint. Opa. Opla! Colegul lui Horatiu Moldovan. Și vă dau așa un mic spoiler. Este și cel mai bun prieten, că l-am întrebat. Cel mai bun prieten al lui Horatiu Moldovan. Raul, tu vrei să umpli golul ăla și nu știi cum? Hai cu Bellingham și după Messi. Doamne ajută-mă. Dar știu la ce m-am gândit și ceea ce cred că nu ai întrebat tu? Ia zi. Dacă el administrează contul de TikTok. Bă, o să te înșel, o să ai o surpriză. Pentru că l-am întrebat. L-ai întrebat? Dar nu zic. O să fie o surpriză. Nu zic. Haide-mă. Olanda. Lefting. N-are ce să fie aici. Napoletanu, salut! Te pup, Napoletane, respect maxim, frate. Ne-a picat Martens. E sora lui Martens. Nu mai chem Martens. Exact. Hai să punem jos. Haide mă, tată, te rog, încă 5 pachete. Ultimele 4 le deschid eu? Bine, ok. Hai, Icon. E Lobot, ca deja știu. Încă 130 de like-uri și facem prima mie. Haideți cu 1000 de like-uri. Poți să follow back? Da, frate, la cât ai donat, îți dau și follow back. Dacă poți să mai zici odată Instagram-ul tău și îți dau direct acum pe live. Dacă mi-l lăsai acum, să dai direct follow pe live. Ai donat o grămadă, îți mulțumesc. Coțea. CM? N-are ce să fie, e fată. Care e jucătorul tău preferat? Păi, ca să zic așa, top 3 jucători preferați ai mei sunt Ronaldo, Mbappé și Bellingham. Ei 3. Hai. Și așa care nu mai joacă, Zlatan. Ce? E inform. E Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, direct inform. 90, mamă, dacă era United în Champions League. Oricum, ăsta e bombă rău jucătorul ăsta. Lasă-l pe ecran, acolo. Să vină Bruno la Rănezi. Ia uite aici frumos cu semnătura Bruno. Ripa. I-a căzut capul lui Bruno. Rip capul lui Bruno, mâncați-l. Așa. Hai, dă-i. Dă-i skip acolo. Bun. Go United, aia zic Ovidiu, aia zic. Hai, tată. Bro, ce a picat cineva? A picat. Și
că ăsta merge la SBC. Valverde, da. Încă 100 de like-uri să facem 1000, let's go. Let's go, champ. Raul. Uite, dau. Ștefan, Raul, pa. Mersi frumos, bro, pentru toate donațiile. Ștefan, Raul, 4, 2, 6. Gata, te-am găsit. Suflet pe două roți. Suflet pe două roți. Ți-am dat, amândoi. Respect, frate, mulțumim pentru toate donațiile. Peste 15 euro donați acolo de fratele Raul. Și mulțumim mult de tot pentru toată susținerea. Francescoli! Mamă, ce cu bolanul ăsta azi pe noi? Ah. 80 de K. Dar totuși, bă, ce cu bolanul ăsta pe noi? Coran, bă, a zice aici să ne băgăm la creație, la un SBC sau zici să lăsăm așa? Nu merită, ai nu? Jucători. Da, și eu zic la fel, și eu zic la deci fel. Când vine clipul cu Bellingham, joi. Deci mâine Andrei Rațiu, poi mâine Horațiu Moldovan și răspoi mâine Bellingham. Cu nasul. Tăticu apărărul a venit, Megoa răpăceat. Unde e un Harry? Uite-mă, da! Singurul bun de la Nanti sunt eu, scuzați-mă. Îmi cer scuze, Harry, vrei moderator? Uite-mă, ca să știu dacă durează în continuare băiatul ăsta. Îți mulțumesc mult, Raul! Tot vezi, vorbește numai pe... El vorbește pe donații. El e fratele lui Haaland, că numai cu Haaland. Îl activează pe Haaland. Așa... Lasă-mă așa. Da? Ok. Hai să intrăm la fratele Marcel. Ia, mutăm pe... Dă-mi, te rog. Știi ce? Că vreau să... Să bagi parola. Să bag parola și să fac SBC... Până atunci... Să fac... Vreau să fac SBC-ul ăla la Marcel, unde ne-a picat Valverde. Poate ăla e SBC-ul nostru norocos. Cum ar? Și ne pică și Haaland sau un jucător de la City, 90+. Uite, mi-a și acceptat. Stai să-i dau și un like aici. Mamă, chiar e pasionat de motoare. Da. Să-i fac cunoștință cu Costin. Cu Costin, da, lasă-mă gândim. Așa... Până faci tu ăla, zic de... Da, sigur. Am încredere în tine, Carlitos. Ești mâna mea dreaptă. Oficial. Deci, dacă v-ați cumpărat săptămâna asta... Stai, încerc acum să-l copiez pe tot. Cum făceai tu cu mâna? Așa? Așa, frate, să ții mâine. Așa. Deci, dacă v-ați cumpărat o cutie de Pringles toată săptămâna asta, sau nu contează, înscrieți codul de pe bon pe site-ul celor de la Pringles. Iar după faceți o poză și intrați pe serverul de Discord de aici, din pin. Și... Mamă, cât, deci, cât de și puneți poza, deci puneți poza aceea, o puneți pe Discord. Pentru a câștiga această cutie... Mă, vezi că e grea rău. Trebuie să nu scap, tata, te rog. De la Pringles și Logitech. Ai mâncat o cutie de aia de Pringles, Carlos, a? Și eu am poftă. Ar fi mers. Vorbim câștigător dacă ne dă și nouă, da, cutie de Pringles. Dacă ne lasă și nouă una. Bă, deci uitați-vă, stați așa să vă arăt. Uitați-vă ce parola are Marcel, mâncava și gura voastră. Eu cred că a dat cu capul de tastatură. Deci uitați-vă ce parola are. Îți dai seama că sunt șanse foarte mari să nu fie, să nu fie bună. Te pup, Dragoș, bine ai venit. Mamă, deci te-am de mult timp, Dragoș. Bine ai venit pe live, fratelo. Eu cred că a dat cu capul de tastatură, 100%. Ca să scrie. De ce apare poză? La mulți ani, Marian, te pup. Gata, m-a mers. A mers? Cred că da. Stai să intrăm în FIFA, a mers. Gata, mă, Carlitos. Dacă nici eu nu sunt șeful parolelor, atunci cine? Ce faci, cum ești? Bine, bro! Sunt foarte bine. Uite, chiar am mai făcut un live de mult, de asta am rămas surprins. Că ai intrat fix pe live-ul ăsta, chiar am mai făcut de vreo 3 săptămâni live. De fapt, am mai făcut unul de la Botoșani. Mersi mult că ai intrat, apreciez. Mamă, suntem 700 de persoane aproape. Și acum, eu zic că e momentul să facem SBC-ul ăla. Da, e momentul să facem SBC-ul ăla, să mai pice un jucător. Tot e ca mână de aur. Și îl deschizi tu acum. Stai să văd ce jucător mai are fratele Marcel și ce pachetele. Când se anunță câștigătorul Pringles? Păi, la final de live. Momentan avem doar un singur participant, deci el a câștigat. Repet. Nu v-ați cumpărat o cutie de Pringles săptămâna asta sau în ultima perioadă? Vă comandați de pe Glovo sau... Nu puteți să vă cumpărați acum o cutie de Pringles ca să fiți măcar 2 sau 3. Adică gândiți-vă că merită, că oricum o mâncați cutia de Pringles, da, ca exact. Idee. Așa, bun. Hai să vedem. Enter. Uite mă că are Marcelino. Oh, așa da. Așa da. Hai, încep eu. Salut, Bazuca, te pup! Încep eu?
Uite, dacă nu am bonul, dar mai am cutia, mă pot înscrie. Nu, că nu, trebuie de pe bun. Trebuie de pe bun. Trebuie de pe bun. De asta zic. Ți-a semnat Bellingham tricou? Tricou nu, pentru că am avut un pact cu Bellingham. O să vedeți pe video despre ce e vorba și o să apară semnătura și pe tricou. O să vedeți. Aveți răbdare că o să le avem pe toate. Ce semnătură pe tricou, ce tatuaj și toate. Intri și la mine, boss? Da, Darius, intri imediat. După intrarea. Dar stai, poate am înțeles noi greșit și pe cutie, ne uităm? Nu, e codul de pe, codul de pe bun. Codul de pe bun trebuie să fie. Hai să vedem. Let's go. Bronz, nu era 87, da? Hai, fii atent, deschid eu 3 și 2. Hai. Bun, Thiago, Liverpool, luăm direct. Păi ideea că i-am promis, ăsta e pactul, că i-am promis că îmi fac tatuaj. Că am și zis primul tatuaj. Și el mi-a spus ceva după care m-a impresionat. Și eu de asta vreau mai mult să fac tatuajul. Ca să mă țin de promisiune. Dar nu pot să vă povestesc tot clipul, că nu mai e nicio surpriză. Oh, mamă, ce-am 90 cross. Oh, hai, ia-l direct, 88. Mă, aveți amână aurită. Adevărat. Video cu Bellingham joi. Ok, ia-l pe Hummels. Și acum mai aveți câte pachete sunt? Sau sunt pachete? Sau ne-a dat? Salut, Cipriane! Ia, dă-te mai îndreapta. Dă-i de asta, dă-i de asta. Hai că după intrăm la Darius. Bun, dai direct. X hai direct. Hai să vedem la SBC. Bro, nu mai spune că nu vreau spoilere. Exact, nici mie nu-mi place să dau spoilere și nici să primesc. Și când mă uit la un serial sau așa, îmi place să descoper eu singur ce s-a întâmplat. Uite, dar urmează să apară video, că mulți nu credeau. Ăsta. Păi stai, deschide-le pe toate, fratelo. Deschide-le pe toate. Bine. Nu mai deschid bronzurile. Ok, nu mai deschide bronzurile. Dai direct. Bun. Păi David, îți trebuie bonuri. A, doar astea două sunt? Da. Dă-i și în premium gold. Și după aia intrăm și la Darius. Te duci rapid la un magazin de lângă tine, cumperi o cutie și cer bonul. Ce zice un Harry Maguire? Dar ce zice ce îmi dau băieții de la e care s-au sal. Acum m-am jucat sezonul ăsta, n-am eu voie drept să mă refer că sunt bun. Hai! 90! Italia! CDM! Newcastle! Da. Fii atent, SBC-ul ăla e aur curat. Da. Intrăm și la Mickey să-l facem. Tonali! Intrăm și la Mickey și după aia la Darius. Acum pică Vinicius, asta zic. Intră să-l faci. Nu, pică Haaland. Dacă știam, numai SBC-ul ăla făceam. Ăla e, ăsta e. Stau lăsat și... E ok ideea de pe Discord. N-am citit, bro, n-am citit. O să citesc după. N-am citit pe Discord, noi verificăm doar cine a pus poză. Nu. E o chestie gen să-ți pune aici. Oblac, uite-l. Idee de clip gel, ce să faci. Da, frate, mă, o să citesc după. De-i mai jos. Vezi că mai n-am jucător sus, stai, nu te grăbi. Da, stai, că e de 85. Ah, 85? Da. Ok. Trebuie să băgăm un din ăsta. A, atunci să nu-i mai bagă 85 și da. Nu-i mai băga pe aia high rated. Fraților, pe bune acum, încă 15 secunde. Facem și noi acolo 1000 de like-uri. Suntem 650 de persoane. Scoate-l pe Oblac, scoate-l, păi e prea mult. Era... Scoate-l, o să faci și fără el. Bagă ceva mai mic. Când vizitez o echipă din Italia, curând, Ovidiu, urmează ceva frumos și din Italia, o să vezi. Uite, 84 are. Da, da, dă-i așa, e ok. Submit. Și acum următorul. Facem, ia stai că am aici o poza cu drăgușin pe care o pun eu mereu. O facem? Facem nou look la asta, da? Da. Faci pe asta de 86 și facem nou look. Încă 10 like-uri, haideți să vedem. Ultimii 10. Care apasă pe butonul de like. Cei cu lapte? Sănătate. Mersi. E cu noroc. Hai, doamne aștept. Bagă Oblak. Nu Militao, că e fundașul lui central. Ah, serios? Da. Bagă Oblak, bagă 86. Mai bagă 86. Uite, Courtois dacă ne pica. Da, e mai bun Valverde. E mult mai bun. Așa. Bun. Și vă mai zic ceva. Vă mai dau un spoiler.
Salut, Darius, încă un euro, faci și la mie să duce dacă vrei, boss. Perfect, mersi mult de tot. Ne aflăm la 2% distanță, să ducem golul la 50%. Vă mulțumim mult de tot pentru toată susținerea. Mersi, mersi, Ovidiu. Și vă mai dau un spoiler. Am văzut, nu vă zic ce jucători au oprit și n-au oprit de la Real, dar vă zic că singurul jucător, deci au venit toți jucătorii de la Real Madrid, au venit, dar unul singur nu a venit, nu l-am văzut. Știi care? Stai, lasă-mă să o gândesc, E, dă-mi un indiciu, ce e? Are legătură cu live-ul nostru. Serios? 1000 de like-uri, respect! Un singur jucător nu a venit deloc, au venit toți. A venit și Vinicius, a fost și Vinicius, a fost nebunie. Este cel mai tare video, crede-mă. Vinicius, Rodrigo, Modric, toți jucătorii au venit, toți. O să avem pe toți în video. Unul singur nu a venit, unul singur. Uite, ți-a ies Adrian M. Că n-a fost atent. Valverde, exact. Uite, și Andrei Bahnean. Valverde n-a venit. Ideea e că sunt două ieșiri, știi? Stai așa, stai să punem poza, stai să închid monitorul. Așa, dăm aici. Hai, gata? 3, 2, 1 și... Ai dat? Cum o luăm? Hai să luăm așa, da. de jos în sus. Deci avem un verde. Unul cele. Cred că sunt doi ucele. Nu. Ăla e ucele în dreapta? Cred. Eu zic că ia doi de mijloc, sunt ucele și ăla e conference ceva. Ascultă-mă. Sau ăla o fi tot inomini. Nu, e ucele. Deci avem Bayern și Real. Alaba nu cred că e 90. Hai să dăm așa. 88 Alaba, 89 Renard. Vezi că ultimul poate să fie Harry Kane. Marta. Stai, ușor. Ușor. Harry Kane! Bine, bă! Harry Kane, fraților! Încă un jucător UEFA Champions League 90 plus. Direct pe listă. L-am trecut. Trecem acolo. Harry Kane. Două meciuri, ai zis. Da. Mamă. Harry Kane. Am promis două meciuri vor fi, dar la alegere. Cătă, cu membru de 22 de luni. Salut, poți să-l salut pe Rațiu din partea mea dacă îl întâlnești, este verișorul meu. Păi tocmai l-am întâlnit, bro, urmează video mâine cu el. Dacă știam, îți dai seama că îi ziceam, dar n-am știut. Harry Kane 93 și avem Bayern și Real. Păi nu, Bayern cu cine joacă? Cu Arsenal. Cu Arsenal, nu? Băi, frații mei, hai să vă povestesc ce mi s-a întâmplat. Uite că sunt 1000 de like-uri. Eu zic că facem 1200 astăzi. Îl iau? Ia-l direct, da. Haideți să vă zic ce mi s-a întâmplat. Când am fost în Anglia... Intră la Michi. Deci când am fost în Anglia, ascultați-mă, eu, Xbreaker și cu Răzvan... Trebuia să mergem la meciul Arsenal-Newcastle. Cătălin Cârjean ne-a oferit două bilete, că atât putea să ne ofere. Noi eram trei. Și ce ne-am gândit? Băi, mergem toți trei la meci. Nu e frumos ca unul să rămână afară. Și am împărțit frățește banii, toți trei, și am cumpărat încă un bilet în plus. Biletul unde a stat X-Breaker. Ideea e în felul următor. Acest bilet a fost cumpărat de pe un site. Bineînțeles, de vânzări de bilete la mâna a doua. Și... Continue. Ia, dă-i text. Nu, de aici. Nu. Stai. Nu, ai dat. Așa. Și ideea în felul următor. Am primit un card de membru la Arsenal de la o fată din Rusia. Ea îl deținea. Și cu cardul ei de membru, X-Breaker a intrat la meci. Ideea în felul următor. Ca să pot să intru la meci, a trebuit să adaug cardul ei de membru în iPhone, în wallet. Și mi-a rămas acolo. Și după o săptămână și ceva, urmează meciul dintre Arsenal și FC Porto, Champions League. Și primesc notificare de la iPhone, de la wallet, că biletul tău de la Arsenal Porto este pregătit. Adică, eu în continuare am card. Uite, stai că... Adrian Olaru! Cu 10 euro! Emeric Aubameyang, click Aubameyang. De pun bro, mersi frumos de tot. Respect Adrian Olaru, fratele nostru care duce golul la 58%. Și
Uite, fii atent. Ia. Stai că nu l-am, că l-am mai jos undeva. L-am acolo, nu ale. Da, deci, ideea e în felul următor. Mi-a rămas cardul respectiv, dar vă dați seama, nu o să fac niciun rău sau ceva. Probabil merge șters, dar l-am lăsat acolo, așa. Și eu acum, dacă fata aia așa bilet, îl am și eu. Dar, repet, nu fac nimic, nu mă duc, nu o să vedeți doar că aș fi făcut vlog. Dar mi se pare tare așa, că mi-a rămas cardul. Ideea e că și ea poate să șteargă cum ar veni cardul meu. Poate să-l șteargă. Dar probabil are și ea încredere. Dar mi s-a părut tare ca experiență, că am avut, eu practic am avut bilet UEFA Champions League, dar n-am avut în telefon și s-a dus ea, cel mai probabil. Bun, nu, cred că Miki nu e online, așa că o să intrăm pe contul meu și mergem la Darius. Face sărbătoare, conduce Dinamo. Oh, conduce Dinamo? Cu cine? Cu petrolul, parcă, nu? Gata, Darius, acum intru. Ia să văd dacă dăm de Miki. Te pup, bro, respect, ce faci? Așa. 1-0. 1-0, nu? Bine. Moura. Nu e rău. Stai așa, să intru în party. Game base. Darius. Ha. Darius, fii atent, acum trebuie să dai aici pe controlele astea două. Rege, deschizi și mie, sigur că da, Matei, deschizi cu mare drag. Dai aici start, share, play și dai play with the visitor sau visitor plays as you. Și intri în FIFA după. Așa. Gata, mă, uite că se descurcă Darius. Gata, bro, și acum intră în FIFA. E foarte simplu. Eu țin cu City. Păi cum mă țin cu City? Eu țin cu City și are poză cu United. Cred că a greșit. Băi, Luca, tu ai poză cu United și ții cu City. Cum vine asta? Așa, hai să vedem. Hai că după intră nu, cred că o să trebuiască să se trimită din nou. Deci, vezi că trebuie să te duci să-mi dai, să-mi dai control. Visitor plays as you sau... A, gata, mi-a dat. 21 de pachete. Forță. Joi vine clipul cu Jude. Exact. Live. Așa, hai să le deschidem. 21 de pachete. Și a zis Darius că facem și la el, nu? Da. Facem și la el. Perfect. Îl fac tot testul, domnul Roc? Apucă-te de Free Fire. Ce e Free Fire, Carlos? Un joc. E mișto sau? Un joc shooter. Un fel. Și e mișto sau? Bro, e de telefon. M-am jucat un fel de FIFA Mobile, așa? Cu împușcături. Cu împușcături? Lasă că e catenic. Dar dacă e mișto, de ce? Un fel de PUBG. Harry Maguire! Donează un euro, GOAT sau nu? Te respect și te aștept la Manchester, poate facem un vlog ceva. Mersi, Harry, te pup, frățiorul meu. Te am mereu în inima mea. Ia uite, fii atent dacă mă gândesc la tine. Harry, ascultă-mă puțin, doar mă gândesc la tine, ia uite. Harry Maguire! Și ai și apărut. Ești în casa mea mereu, ești în mintea mea. Eu te visez noaptea pe tine. Hai. Mai fă videoclipuri cu FC Mobile, o să mai fac vreo. Bun, goal pack, let's go. Am zis că e Icon, nu știu ce, am zis că e Icon direct. Bă, a donat Harry. Da, măi, mă știu cu el, la el mai intră că n-are timp, vă dați seama, acum aici la hotel ceva. Mersi mult, Harry. Și înțelege și limba română, Harry Maguire. Că noi la telefon când vorbim, în română vorbim. N-a zis că ți-a dat și probă, nu? Exact. Uite, mă, nu pică și la mine un like aici, frumos, într-un pachet în gol, așa. Haideți cu 1200 de like-uri, încă 125 putem. Suntem 630 de persoane pe live. Și trebuie să mai vină, eu am zis, cum ar fi... Să ne pice un jucător 90 plus din fiecare meci. Dar nu există la unul, mi se pare. Nu există la un meci. La Borussia. La Borussia cu... Eu uit mereu meciurile. Borussia cu... Deci e Bayern cu Atletico. Cu Atletico. Griezmann? N-are. Nici o blană. Doar unul special să ne pice. Dăm SBC-ul ăla, că-l facem și poate ne pice. Messi. Nu, da. CB. Poate donează Messi. Poate. Messi nu mi-a donat niciodată. Mi-a donat Harry Maguire, mi-a donat Cristiano, mi-a donat Neymar. Messi nu mi-a donat niciodată. Și mi-a mai donat Bellingham.
Zis și Adrian Olaru. Hai să vedem. Chiar e Harry Maguire? Da, bro. Nu v-am zis că mă gândesc la el. Harry Maguire! Auzi, mă și strigă. Te pup. Haide, mă. Hai să vedem. Așa. Tu doar mergi la ambele meciuri sau doar la primul? Mă refer la Man City, Real Madrid. La retur vreau să merg. La orice meciuri aș merge, vreau la retur. Că ăla e mai interesant, returul. În tur n-are. Adică e frumos și în tur, dar returul contează, ăla e cel mai tare. Bro, nu vreau să mai dau spoilere legate de clipul de joi. Gata, fără spoilere. Nu, că așa vă văzesc tot clipul, nu mai are niciun farmec. Câte persoane sunt pe live? 600. Bun. A picat ceva 90 plus, a picat Valverde și Kane. Harry Kane. Și acum, na, Patri. Ne-a picat Patri. 88, eu. Bine rău, Patri 88. Hai, tata, hai să vedem. S-a mai scris cineva în campania Pringles? Mă uit acum. Bun. Te pup, GG, respect. Nu, doar un băiat. Doar un băiat. Vă mai întreb o dată pe live, este cineva care a cumpărat o cutie de Pringles sau avem un singur înscris și acela e câștigătorul? O, salut Stoica Ionuț, te salut la fel ca pe Cristian Neagu. Te pup, bine ai venit. Când vei posta mâine video nou, mâine cu Andrei Rațiu. Ci că eu sunt. Fraților, dacă v-ați cumpărat o cutie de pe de pe Pringles, o cutie de Pringles, introduceți conul de pe bon. Codul. Codul, cred că am zis nu codat. Codul de pe bon pe www.popandplay.ro. Linkul găsiți în descriere. Vă punem fratele vostru linkul unde trebuie să introduceți. Uitați aici, trebuie să introduceți codul de pe bon. Și după ce l-ați introdus, faceți poză. Faceți poză, intrați pe serverul de Discord, aveți pin comment și puneți poza acolo. A creat Carlos, cum se numește ăla? Dovadă sau cum ai scris? Înscriere Pringles. Înscriere Pringles, aveți acolo topic înscriere Pringles, puneți poză și automat puteți câștiga cutia. Uitați cum a pus băiatul ăsta. Uite, vedeți, a intrat frumos pe Discord. A pus poză și automat poate să câștige. La fel puneți și voi poză pentru a câștiga. E foarte simplu, adică e păcat. Corect. Păi am introdus. Fă poză, Andrei. Intră pe Discord, dai pin comment acolo. La topic cu înscriere Pringles și pune poza acolo pe Discord. Salut, Adrian Stoian. Și automat poți câștiga. O, Adrian Stoian, salut bro, salut Carlos. Ce fac băieți, a picat ceva interesant? Îl așteptăm pe fratele tău, KDB. Doar el trebuie să mai vină. El trebuie să mai vină și avem și meciul, de fapt nu, că de la Real City avem. Trebuie să vină cineva de la Barça sau PSG. Lewandowski, Mbappé. Îmi dă ăsta așa, trebuie să pici. Salut, Alex! Mamă. Michi donează 21 de euro. Te pup și vezi că vine acasă, pregătește masa și să uzi mașina. Cava și gura voastră. Cea mai mare donație din această seară vine din partea barosanului Michi, care duce golul la direct 85%. Mâncava și gura voastră. Aproape că a umplut golul fratele Michi. Mersi mult de tot, bro, respect. Mulțumesc din tot sufletul. Intrăm la el să schidem după. Da. Salut Ștefane, bine ai venit pe live, te pup. Da, poate băiatul ăla să se dea pe mut, oare? Bro, poți să dai pe mut, că e ședința acolo la tine, am văzut. Poți să dai pe mut, te rog? Mersi. Apeși pe butonul ăla de sub PS. Așa. Hai cu 21 de euro. Te pup, bro. Haideți voi cu un respect pentru Michi, vă rog eu mult de tot. Mare respect pentru top donatorul canalului. De fapt, au intrat toți, că a intrat și Andrei Bahnean, și Marcel... Și Adrian Olaru, toți sunt prezenți pe live. Vă mulțumesc mult de tot, băieții. Hai să vedem. Încă 5 pachete și după facem SBC-ul, da? Și după aia intrăm și la Michi, să-l facem și la el. Goalkeeper Leipzig. Salut, The King. Te
Te pupăm, The King. Hai mă, tată mă. Hai mă, tată mă, haide mă, 83 ori 2. Cât mai ții live-ul? Până deschide toate pachetele. Curto! No, ne. Deci mai avem contul ăsta, contul lui Mickey și încă un cont. Dacă mai aveți și voi, deschid cu mare drag la toată lumea. Nu ne grăbim. Respect, Mickey, zice și Andrei Ilie. Te pup, bro. Era un meme din ăla de 8 martie, la mulți ani, mă, micilor. Aha. Uite, și Luca, are și Luca pachete. Deschidem și la Luca, că ne-a scris. Salut, Bogdan! Aka Legendary, BMG. Messi sau Ronaldo? Ronaldo, bro! Ronaldo! Salut, David! Bună, Prodan Anișoara. Right mid, na. Benfica, hai cu ultimul. Dar nu l-a făcut ieri, SBC-ul? Fii atent, ca să câștigăm timp, Darius, fă-l tu, că acum ai jucători. Și mai dăm o dată invite, știi, ca să câștigăm timp. Da, corect. Ca să câștigăm timp, că vreau să intru la Mickey. Că poate e pe live. Gündogan, uite, că avem și semnătura lui Gündogan. Ia uitați-vă, fraților. Ia, lasă-mă să o ghicesc. Ne-a picat Gündogan și avem și semnătura lui aici. Cred că asta. Nu e asta. Asta e? Asta, da. 32. Ale. Așa. Deci, vezi că ies din party. Bun. Așa, da. Hey, man, boy! Harry Maguire! Membrul canalului. Poate câștigă el tricou în seara. Poate. Deci ține minte, la final de live trebuie să dăm cutia de Pringles. Da. Și un tricou pentru unul dintre membri. Un tricou semnat de mine cu dedicație. Ca să înțelegeți. Cu dedicație de la mine pentru tine. Stai să modificăm și la membri. Gata, s-a terminat. S-a terminat, Andrei Bahnean. Duce golul la finish. Se fini la comedii. Andrei Bahnean a început balul. El îl închide, gata. Andreiuțu, gata. Te pupă, Bellingham. Și am și o dedicație pentru tine, auzi. Voi dormiți în ghete. Da, da, da. Te pupă, Andrei, mersi mult de tot. Stai că a dat golul peste cap. Andrei, zi și tu, uite, punem 101. Hai că l-a dat peste cap de alta. Punem și noi acolo la goal. Punem 101, da? Da. Save widget. Și îl punem acolo. Mersi mult de tot, frățioare. Mersi mult, mult, mult de tot. Stai că nu se mai oprește nici ploaia. Acum a început ploaia puternică cu banii. Așa. Ia, s-a pus. Salut, David. Te pup, David. Ia. Trebuia să-i dau aici. Cred că fie. Nu i-am dat? Nu. Și acum? Da. Și acum? Și acum? Ăla-i. Gata. Aha, rip. Rip goal. La sens că a dat peste cap. Bun. Hai să intrăm la Mickey. Hai să intrăm la fratele Mickey. Așa. Și să facem aici frumos. SBC-ul ăla. Pentru că totuși ne dorim un jucător de la Manchester City sau un jucător de la Barcelona. Let's go, champ! Și 1200 de like-uri! Let's go, champ! Ăsta nu cred că mai merge, nu? Trebuie să-i mai dau o dată. Da. Stai să-i dau... Dacă îi dau back... Și îi dau pe mail. Ia. Da, da, da. Ia, stai așa. Ia, până atunci verific. Ia, vezi, s-a mai scris cineva în campania Pringles? Nu uitați, dacă vă cumpărați după uite. Live o cutie de Pringles... Avem 2 înscriși, nu? Da. Perfect, îl mai avem pe Vicaio. Puteți să vă cumpărați o cutie de Pringles și după terminarea live-ului. Și să introduceți codul de pe bon pe www.popandplay.ro și puteți câștiga unul dintre cele 70 de premii. Mouse-uri, kit-uri de gaming sau 2 premii legendare direct, bilete VIP către Londra sau Copenhaga. Încă o dată, bro, poți? Scuze. Stai să vedem dacă ne răspunde. Așa, că sunt pregătit aici. Cu codul să-l băgăm. Tudor, o să mergi la finală sau semifinală? Bro, încă nu știu sigur. Momentan mă acces pe sferturi, că nici aici nu am încă bilete. Ramos sau Drăgușin? Drăgușin, clar. Drăgușin, clar. Înainte să fie Drăgușin, Ramos. Ai, ai, ai. Dă-i înainte cu tupeu. Ai, ai, ai.
Și ai să vezi că nu e greu. Bun. Tudor Karaoke Live. Ia, oare merge ăsta? Da, stai că mai am dat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebi a picat Valverde și Kane, Harry Kane. Și acum mai facem unul. Acum ar trebui ca totul să fie, da, nu? Da. Ia să vedeți aici, club de miliardar. Zici că Miki e Abramovici. Zici că Miki e Abramovici. Mai ceva ca Gigi Becali. În FIFA, da. Fiți atenți. Să vedeți club. Harry Maguire, aș fi vrut să picăm în grupă cu România, să-l țin pe Pușcaș, că mi se pare bun rău. Da, Harry, într-adevăr, aveam o grupă grea dacă am fi picat cu voi, dar poate ne vedem cu voi mai departe, în optim, sferturi și așa mai departe, știi? În final. Oricum, mare respect pentru Harry Maguire, că a intrat la noi pe live și a devenit și membru și stă pe live cu noi. Darius! Încă un euro. Completează celălalt gol. Unul dintre donatorii din seara asta are dreptul să schimbe golul. Să schimbe suma, 110, 120, cât vreți voi. Ia uite echipa aici. Cruyff, Eusebio, Mbappé, Zidane, Yaya Toure, Gullit, Cafu, Saliba, Maldini, Coman, Werner, Butra, Jordi Alba, Makelele, Cristiano Ronaldo și mai are, iau-te, fii atent. Cuadrado și mai are, ăștia nu i-are în club, iau-te. Aucici. Aucici. Și loan și normal. Aude ce e, Kante. Kante, SBC, ce mai e? Curtoa. Ia uite câți jucători are. Mamă. Hai să vedem. Ovi are echipa mai bună. Nu știu echipa lui Ovi, de ce să vedem? Chiar nu știu. Dar să vedem dacă am făcut SBC-ul, că i-am intrat degeaba. Poate, nu, nu l-a făcut, e bine, nu l-a făcut. Nu l-a făcut. Îl facem după sau? Acum, acum, acum. Hai, fă-l tu, fă-l tu. Uite, Andrei Bacnean, care este și top donatorul din seara asta, decide să ducem golul la 168. Gata, frățioare. Mă, la limită facem SBC-ul ăsta. Am 168. Dar are jucători? Are, n-avea... Gata, 168. Road to Glory, exact, exact, Alex, Road to Glory. Mulțumesc, Valibos, apreciez. Drăgușin sau Rațiu? Bă, e greu aici să aleg, pentru că sunt poziții diferite. Clar, sunt poziții diferite, amândoi. Salut, Aurel Ionel, te pupăm. Bine ai venit pe live. Bun, bun, bun. Facem și un disco așa, că tot avem muzică. Na, 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 na. Cântă și Filip cu noi. Cântă și Filip, exact. Na, 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 na. Poți să-l bag pe Ture? Că nu, nu are jucători mulți. Adică are din ăștia. Nu, nu băga Ture, ce ai? Bagă 84. Păi nu, nu e așa unde. Salutare, live. Ce faceți, live? Salut, Alin, salut, salut. Bagă de și 84. Nu mai are și special. Păi asta am zis, 85, să bagi special. Dar bagă, vezi, bagă 85. De mai jos, mamă, are și pe Bellingham. Ah, nu are, da, nu prea are. Poți să-l bag pe Saliba? Nu, că e jucător care joacă, ce? Nu joacă cu Saliba. Ba da, ba da, ba da, ba da, uite, da, dă-mi. Băgă pe Bellingham. Dă-mi, e. O cocea. Are doar jucător top, nu prea ai ce să iei de aici. Nu, cred că ai cum să faci. Curtoa, la fel. Trebuie să... Coinșare? Nu, nu prea are coinși, e sărăcuț. Da, nu, n-are. N-are coinși. E un 1 și vreo 3 de 0. Hai să vedem. Luăm, ce să luăm? Bernardo. Nu, 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 nu. Bernardo. Șefu, deschizi un pachet? Zi da. Uite-te, uite-te, Filip. Uite-te. Cine e acolo? Bebe. E Bebe. Și deschide Bebe pachet? Nu, 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 nu. Deschide. Deschizi pachet? Zipa, zile pa la băieți. Aici, uite aici. Uite aici, zipa. Zi aici, pa. Zipa. Bun, hai să vedem ce luăm. Bernardo Silva. Șefix. Gata, e foarte frumos ăla, dar ne jucăm după. Ne jucăm după, da? Nu. Hai, ia un card, uite, un card. Ia un card aici. Hai, ia un card aici. Hai.
Ia un card. Gata. Hai să-l cumpărăm pe ăsta. Ia, ia, ia. N-avea nicio treabă, omul era live. Intrase live, era... Se pregătea pentru când va fi mare. Exact. Hai să vedem cât costă ăsta. Cred că e peste 15k, nu? Să știi că l-am analizat un pic pe Drăgușin și mi se pare că e chiar bun. Poste Coglu, ăla nu prea îl joacă, facem un duo bun dacă venea la noi. Făceam un duo bun dacă venea la noi, adevărat, Harry. Era mai bun la Manchester United, corect. Deci îl cumpărăm doi, să avem. Cumpără doi, da, da, da. Să avem pentru fiecare, ce zic? Ce e prețul ăsta? Atât de... Bun, deci pe salva în club. Și hai să mai cumpărăm. Hai să mai luăm măcar... de 88. Mai zi un jucător de... Oblak, nu? Oblak. 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 Jan Oblak. Așa. Îl băgăm aici. Cât ai dat pe tricou? Pe care tricou, bro? Așa și mai zi unul. De 88. Cross. Cross. Bun și cross. Salut, Patrick! Cross, Toni Kroos. Toni Kroos. Ai 86, da, tot îl luăm. E bun și ăsta. 12.000, l-am luat direct. Hai să vedem. Deci avem Toni Kroos, eu zic că îl facem acum. Cum ar fi, mă? Cum ar fi să ne... Miki! Nu știu dacă mai ești pe live, dar cum ar fi ca tu să mă trimiți la meciul dintre Barcelona și Paris Saint-Germain? Ar fi senzație. Mamă, cât ți-ai băgat de 84 aici? Păi nici n-avea. Nici 85 n-avea? Nu. Ia, stai așa. Să băgăm. Uite, și Bernardo Silva, da. Cred că o să-i bă... Darius donează 1 euro. Follow back Darius KB09 ești top. Mersi frumos pentru donație, Darius. Mersi din suflet. Stai așa, să-mi băgăm și pe cross. Păi că trebuie băgat și cross și Oblak. Uite ce a scris Andrei Magnean. Ăla cu Karim. Te-ai întâlnit cu Vincencio? Vincencio sau Vincencio? Vincencio Junior. Deci 86, da? Salut, Jurge David. Ia că mai am niște pachete aici. Trebuie să-l fac pe ăsta în club. Bernardo Silva. Hai să scriem și, le scriem și pe asta. Poate pică vreun 85, știi ce zic? Japonia. Poate pică vreun 85. Mie Toma. Mi Toma. Hai să vedem. Jos. Salut, Patrick, te pup. Ce văd ai pe spate? Mbappé. Mbappé. Am văzut că ți-a dat Bruno înainte, cam ratează și penaltiuri și ne-a scos din ucele, au dat gol și car. Cine, mă, Maguire, nu? Da. Cel mai de treabă. El își bate joc, ia uși pentru fani. Cel mai de treabă, Maguire. Coman sau Olaru? Olaru. Mie-mi place mai mult Darius. E mai pe stilul meu. Uite, întreabă cineva dacă mergi la derby-ul Clujului, dacă vei mergi. Nu cred. Salut, dar lungul Iulian, te pup. Dar nu o să fie. Așa, pixel aici. Și haideți cu 1200 de like-uri, ăsta a fost obiectivul de astăzi. 1200, eu zic că reușim. Uite, a zis Millions că s-a înscris și el. Millions, așteptăm poza, ba, da, pe uite. Discord. Deci avem 3, da? Da. Mamă, deci avem 3 inscriși în campania Pringles, plus un tricou pentru membri, pentru unul dintre membri. Stai să mai cumpăr. Deci mai cumpăr așa. Pe Oblak nu l-am băgat, nu parcă. Nu l-am băgat. Mai zi-mi un jucător, da, 88. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Bruno. Carlos, FCSB sau Real Madrid? Ambele sunt echipele mele preferate. Și la mine la fel. Te-ai uitat aseară la meci? Normal, normal. Așa. Și zi. Mai zi-mi unul. Kane, e ieftin cel. Harry Kane? Da. Ca să facem treaba bună. Asta cred că e mai scump, că e 90. Carlitos. Nu cred. Da, da. Da, dar știi care e ideea? Că facem sala asta cu el. Uh-huh. Că să facem 86. Hai să vedem. Și după mai avem două conturi de deschis, nu? Da. La Luca și la încă un băiat. Mersi, Răz.
Darius, tu mai faci SBC-ul ăsta până la urmă? Ai să-l faci sau îl deschidem data viitoare la tine? Să ne zici tu acolo. Îl faci repede? Stai să văd dacă mai am pe Oblak, sunt curios. Da, da, da. E bine. CB, băgăm aici, bam. Left back, băgăm. Nu-l luam pe Bernardo. Bernardo se lua pe zice și left back, fii atent. Și ce mi-e și left back. Îl faci, îl faci. Zici că îl fac? Lobotka. Joirian. Băgăm așa. Stai așa să vedem aici. Băgăm și aici. Striker. Acum, măcar să mai avem... Nu mă ajută asta, sincer. Că am 83, mă dă în jos să rodă tot 83, nu prea aș băga. Ia să vedem, nu mai am încearcă. Un goalkeeper sau ce, măcar 84, știi ce zic? Da, da. Ococea, că nu cred că îl folosește. 84. Ia vezi, Ococea. Zici tu, poate da, joacă nu, cu nu, el. Nu cred că îl folosește, uite-l. Ia vezi, cât costă Ococea. Știi cum mă uit să văd dacă a jucat cu el, mă uit aici. N-aș fi niciodată cu el. Da, e. Francescoli ăla, nu cred că a mai jucat cu el. Da. Bagă-l, uite, a intrat și Michi și a zis. A, bagă-l, ok, îl bag pe Ococea. E ok, Michi, SBC-ul, rămâne asta? Ia vezi că ar baga. Pe cloze, perfect. Stai așa, cloze. Stai să Ococea, că asta e destul de spectaculos. Nu, 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 că îl bag pe cloze, e mai spectaculos Ococea. Ah, ok. Clu... Stai așa. Striker. Striker. Ia vezi, Carlos, uite. Uite la acolo. Da, asta e slab rău. Da, ai făcut 87, asta e, scoate-l pe Kane și lasă-l în club. Zici tu? Da. Nu cred că faci fără Kane. Încercăm. Ia vezi. Ba da, mă. Și fii atent, știi ce fac? Că iau banii înapoi pe... Pe Kane, știi ce zic? Da. Ca să nu cheltim banii în rea. Dăm aici, dăm list. 35, nu? Da. Îl punem cu... Salut, Alex! 34.500, să se dea sigur. Ăla e tat. Deschidem ambii din nou? Cum? Deschidem ambii din nou? Da. Salut, Alex! Bine ai venit! Vezi că avem mare giveaway în seara asta pentru membrii. Oricum, dacă nu mai poți să stai pe live, nu e problemă. O să fie anunțat. Oricum, eu îți mulțumesc mult de tot. Și apropo, Harry Maguire, că tocmai ai devenit membru. Vezi că găsești numărul meu de telefon pe YouTube, pe comunitate. Dacă nu mă sun cu video, nu faci spam-uri de astea, poți să-l iei și păi îmi dai mesaj. Păi ne-ai făcut forță de 1 aprilie mai devreme că ai numărul lui. Îmi dai mesaj pe WhatsApp. Hai! Hai! 3, pune 2, 1 și... Haide mă, Manchester City, Barcelona! Trend! Barcelona, dai 88! Nu! Mamă, era bun. Ia-l pe Felix. Felix da. E top. Și ăsta e bun, Arnold. Să băgăm și Barcelona? Chat, voi decideți. Voi decideți dacă băgăm și Barcelona sau nu, că o să votăm după. După aia urmează votul final al chatului. Doar voi, cei de pe chat, pentru că pentru voi am făcut live-ul de fapt și împreună cu voi fac toate nebuniile pe care le fac în general. Așa că, cât suntem pe live? 500 de persoane. Băgăm și Barcelona la vot. La vot. Asta nu înseamnă că mergem. Băgăm. Da, da, da. Bun, ia-l. N-ai cum, adică gen e special, e bombă pentru două punctulețe, să nu-l băgăm, e păcat. Băgăm și Barcelona, îl scriu aici, da? Da, da. Felix. Uite, Felix. Da, și da, avem da. Barça PSG, da? PSG. Da. Hai să intrăm să deschidem și la băieții care au mai rămas. Aici. Da, dar merg ca susținător PSG. Nu, merg ca susținător Barcelona, pentru că dacă, v-am zis, dacă e să mergem la meciul ăsta și voi votați, vom merge la Barcelona. Vom merge la Barcelona la retur. Darius, încă un euro, nu am pentru SBC, dar ți-am zis de pe Insta. Ok, Dariusica, îți mulțumesc mult pentru toate donațiile, bro. Mersi frumos pentru toate donațiile. Intrăm la Matei, care ne-a dat mesaj aici. Rege, ne-ți ghici și mie să nu mă uiți. Nu te uită, fratele. Unde e serverul de Discord? Pin comment. Aici, pe chat. Te pun, Matei, respect. Start, share, play, give, controller. Hai să vedem. Ia uite, deja era pregătit Matei. Și mai avem un băiat, îl mai avem pe Luca. În afară de Luca? Cred, uite, Luca e ultimul. Da. Luca o să fie ultimul. După Luca, extragerile. Îți iau și o gură din plăcinta asta.
După Luca urmează stai că ți-a, vezi că ți-a căzut aici. Da, cuminte că e greu. Stai greu că e cuminte. Un pachet? Poate are de la bun. Mamă, să-ți dea Dumnezeu sănătate, Matei. Da. Stai, tu-l deschizi. Da, nu, da. Vreau să fac altceva. Nu, tu-l deschizi. Dar lasă-mă să prelungesc puțin suspansul ăsta, că mie îmi place suspansul. Haideți cu 1200 de like-uri. Plecam să-mi noi. Să-mi și facem, mă? Stai că am uitat altă idee. Acoperim noi. Stai așa că am uitat altă idee. N-am făcut asta niciodată. Ia dă-i. 3. Dar cred că tot se vede. Stai, tot se vede. Aici și acolo. Nu tot... se vede. Zici tu? Da. Fa mai, ne faci în cea da. Mai mari puțin? Hai, de așa. Hai mă că nu se vede, ai încredere. Uite, vezi? Sens că nu se vede. Ia, alege. Ce jucător? Uite, îl apuci, doar îl apuci, așa, Carlos. Întinzi mâna și ia uite, fii atent, cum trag, vezi? Stai. Am tras eu, lasă-mă să trag. Hai, bine, hai, trag și eu. Stai, nu merge. Oh. Hradechi, oprim. După aia, mai tragem. Valverde! Din nou. Ok. Hai, trage tu, Carlos. Hai, trage spre tine. Oh, așa. Oh, stai, l-am aruncat. Marco Reus. Vezi că era și Borussia. Vezi că Borussia. Băgăm și Borussia. Băgăm și Borussia. Dacă am băgat Barcelona, băgăm și Borussia. Hai, și ultimul tractare rău de tot. Reus. Borussia. 3, și acum. 2, 1 și... Un cucu! Un cucu! Mamă, Carlos, e bun rău de tot. Vezi că e bun rău ăsta. Știi cât e? Cred că 1 milion duce. Zici? Da, 100%. Nu știu, Matei, tu decizi pe cine luăm. Matei, tu decizi, fratelo. Pe bune. Să luați pe cine vreți. Eu zic în cucu. Hai să lăsăm chat-ul atunci. În cucu. Adică în cucu sau Valverde. Eu, sincer, aș merge pe în cucu. Da, și la fel. Uite, Bugs Bunny zice totuși 3, că Valverde ar fi. Hai să vedem cât costă. Stai să vedem cât costă. Contează și asta, știi ce zic? Stai să vedem cât costă. Valverde e 200. În cucu. E scump rău de tot, i-a picat lui vorul meu. Christopher în cucu. Nu, e nu mai scump Valverde. Nu mai e scump. E mai scump Valverde. Valverde, toată lumea zice pe chat. Să se zice un tur. Toată lumea zice pe chat. Ia Valverde. Da. E mai scump. Dar vezi că e bun, uite, are și... Da, e bun, dar e mult mai scump Valverde. Ok. Bun, ne-a picat. Bagă-l în club. Și acum, hai să vedem. Așa, 34. Mamă, băi, eu zic pe asta sincer, să le deschidem pe alea mai bune, știi? Da. Că n-are, la asta n-am nicio șansă la 90 plus. Le deschidem pe alea mai bune. Uite astea. Aici. Uite astea, perfect. Da. Asta. Hai să vedem. Stai că a rămas și Bruno Fernandes cu noi aici. Unde e Maguire? Că n-a venit. O, salut Vlad Ungureanu, te pupăm. Respect. Așadar. Carlos, mai deschide tu, de fapt stai că mai avem aici. Mi-a făcut farță. Deschidem și pe astea 83x3, că-s bune astea. Franță. CDM. Nu e. Nu e nimic. Păi l-a luat pe Royce. A trecut pe Royce. L-am notat. Așadar, treaba e simplă. Treaba e simplă. Ne-au picat cei mai tari jucători de la fiecare echipă din UEFA Champions League. Corect. Așa că cel mai corect, ca să terminăm live-ul corect, corespunzător și împreună cu voi, fratele vostru va crea polul final. Polul. Mamă, mamă. Șerif suprem direct din partea lui Denis Andrei. Ești copil. Boss, mai ții live-ul? Bro, sper că... Deci am mare panică. Dar e moderator. Bro, e ok să nu iei cardul părinților. Să-mi deschizi și mie. Hai, deci deschide. Bro, mersi mult de tot. Poți câștiga și tu în seara asta un tricou semnat de mine. 68 de membri în acest moment. Sper că a calculat bine programul Argentina? Ăsta. Argentina? Striker, nu. Și avem așa, ia, câte opțiuni? Merge să bag 4, da? Da, merge. Are 21 de ani. Deci avem așa. Manchester City. Real, Barcelona, PSG, Bayern, cu cine? Cu Arsenal? Da. Sau Atletico? Arsenal. Și
Borussia Atletico. În acest moment, chatul votează la ce meciuri. Mamă, mamă, Robert devine cel membru. Roaie de membru. 69 de membri în acest moment. Respect, Robert Gavriluț, pentru membru. Și bineînțeles, Denis Andrei Dadovici cu membrul suprem acolo. Respect maxim. Mamă, 69 de membri. Da. Facem și extragerea pentru membri. Toți cei care deveniți membri puteți câștiga un tricou semnat de mine, pe care o să vi-l trimit. Toate premiile pe care le primiți din partea mea, știți foarte bine, nu plătiți transport, nu nimic. Când facem un cadou, e cadou până la final, îl primiți frumos acasă, faceți voi ce vreți cu el, îl și postați. Și fiți atenți, știți, cadou mi-a făcut Robert Alexoaie, nu știu dacă mai e pe live, vedeți tricoul din spate de acolo? Ai vrea-tu, ai vrea-tu. Da, poate l-o zici și mie pe SN, Tudor Butan YT. Tudor Butan YT. Dar mi-a făcut, oricum, am făcut pariu cu finul meu și am câștigat pariu și i-am zis să-mi ia tricou cu... Hai, mai deschidem două pachete și după aia trecem la Luca. Tu trebuie să deschizi un pachet șmecher pentru mine? Păi dacă mai avem pachet din ăla șmecher, îl deschid pentru tine, Harry, dacă vrei. 1200 de like-uri. Eu zic că reușim mai mult. Eu zic că reușim 1300. 1300, de ce nu? Bun, dăm să intru și la Luca. Mersi frumos, fratelo, pentru pachetul ăla bombă pe care l-ai avut. Ale. Uite, m-a dat și Denis, el e, nu? Da, Denis. Da. Hai să intrăm pe rând. Intrăm, urma Luca. Luca și Denis. Ultimele două conturi din această seară. Îl avem pe Luca și Denis. Hai la Luca și la Denis. Îmi iau și eu membru suprem, dar nu azi că e gol portofelul. Bro, îți mulțumesc mult. Nu contează pentru mine că e vorba de 1 euro, 10 euro, 100 de euro, ci faptul că sunteți membri acolo. Te pup, bro, da, te aud. Ce deci faci? Deci avem la concursul de Pringles. Te avem... pup, bro, acum te aud. Ce faci? Bine, te așteptam de mult. Haide, dă-i acolo. Start, share, play, give controller. Și să-i dăm drumul la bătălie. 6 persoane. Hai cu Lewandowski. O părticică mică, numai să spun. Fii atent, dacă vrei, opțional, am două pachete care le poți face tu, cu ajutorul tău le pot face. Un 85 ori 5 și un 86 ori 2. Părerea mea forță. Și eu ce trebuie să fac? Să joci la friendlies cu mine, să-ți dau trei meciuri, simple, să-ți dau un gol, ieși. Îți dau un gol, ieși la fel încă o dată, să-ți dau un gol și nu ieși, ai cum să le faci cu un prieten până... și deschid eu asta cu Denis. Asta să zic că n-am, asta să zic că n-am, deci, dar n-am pe nimeni online, niciun prieten. E cineva online să-l ajute pe Luca? Stai să-ți dau ID-ul tău pe live. Deci, dacă e cineva online la consolă... Să aibă PS5, vă rog eu mult, mult de tot. Acesta este ID-ul lui. Wim... ITZ that boy LK. Uitați-l acolo, dați-i friend request să facem pachetele la forță. Și acum ai pachete sau acum ai? Am 80 și 2 picuri. Perfect. Hai să le deschidem. Hai să le deschidem. Te pup. Hai. Vezi că nu te-am uitat să ne vedem în Londra. Ne vedem, Denis, cu mare drag, că 100% o să mai vin și ne vedem. Poți să intru și eu pe Discord, toată lumea poate intra. Câți avem înscriși? Scuză-mă că te-am întrebat, Carlos. Nu-i problemă, imediat. Deci avem în campania Pringles, câți avem? Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bine! 6 băieți s-au înscris în timpul live-ului. Unul dintre cei 6 poate câștiga cutia din partea celor de la Pringles și Logitech. Și nu uitați și voi, dacă vă cumpărați o cutie de Pringles de 165 de grame și... introduceți codul de pe bon pe www.popandplay.ro, puteți câștiga unul dintre zecile de premii din partea Pringles și Logitech. Mamă, Messi toti. Bombă, rog. Are Messi toti? Da, are Messi toti. Bro, am zis că următorul top îl fac direct la Team of the Season. Ca să fie ceva tare, rău de tot. Da, cam așa, aprilie, mai. Hai să vedem, primul player pick. Marquinhos sau Informu? Ia Informu, că am de pe ok. Aia, hai, Carlos, și tu, nu? Da. Hai, mă, cu 90. Haide, mă, cu 90 la fratele nostru. Bun, Bernardo Silva, ia-l direct. Hai să vedem și clasamentul. Locul 1, Manchester City, Real, 65. Și Barcelona, PSG, locul 2. După Bayern, Arsenal și doar 1% Borussia Atletico. Așadar, în acest moment, dacă se termină polul până la finalul live-ului,
vom merge la Manchester City, Real Madrid și la Barcelona PSG. La primele două meciuri, cele mai top din punctul meu de vedere, da, dar la retur, la retur. Ok. Haide mă, tata. Hai cu încă un 90. Uite, eu îmi doresc să văd un Haaland, un Lewandowski, un Mbappé, un Ozil, că așa i se mai celul Vlad Ungureanu. KDB! 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 Bine, rău, mamă, deci la fix a picat. Bine. Voi ați votat acolo Manchester City Real și uite că a venit jucător 90 plus și de la, și de la Real și de la City. Asta e un semn că trebuie să ajungem. Bun. Trebuie să ajungem din nou. Din mâna mea, din mâna mea. Se știe, păi nu, stai un pic că meritele sunt ale lui, că el ne-a dat contul. Te pup, bro, mersi mult pentru cont încă o dată. Mulțumim mult. Mamă, senzație. Acum trebuie să intrăm la altceva, nu? Da, hai să intrăm la, la Denis. Stai, că... stai să văd unde e gașca. Aici? Aici, da. Aici. Aici. Dacă reușești să găsești pe cineva, da. Dacă nu, nu e nicio problemă. Data viitoare. Ca să deschid la Denis să facem extragerea. Te pup, bro, mulțumesc, mulțumesc. Respect maxim. Pa. L-ai trecut acolo pe KDB? Let's go. KDB. KDB. 91 are, nu? Da, da. Hai la Denis, ultimul cont din această seară, fratele nostru Denis, care tocmai a devenit și membru, suntem 500 de oameni după 2 ore și jumătate de live aproape. Hai Denis, să te vedem. Ce pachete ne-ai pregătit? La fel ca și Marcel din alea bronz, de care ne-ai pregătit? Stai că văd că nu intră. Până când mai cursul cu Pringles? Păi pentru cutie în seara asta pe live. Dar campania Pringles ține toată luna următoare, toată luna aprilie. Deci dacă vă luați oricând o cutie de Pringles, introduceți codul de pe bon și puteți câștiga mouse-uri, kit-uri de gaming, excursia la Londra sau Copenhaga și așa mai departe. Noi colaborăm cu cei de la Pringles în fiecare sezon. Am văzut că e un kit complet cu mouse și asta tot. Mai ales că acum avem Pringles X Logitech. Care e și mai tare, s-au unit forțele. Legendele Pringles și Logitech, exact. Hai, 8 pachete, ultimele 8 pachete din această seară. Bineînțeles, îl voi lăsa pe invitatul meu de onoare, Carlos. Carlos, vezi că n-am cu ce să te mai duc acasă, așa că primul tău drum pe jos, de la Ciorogăr la Mihai Vodă. La Donnarumma, uite. Cât faci pe jos? Cred că o oră? Cred că trei ore. Benzema! Andrei, mai ești? Bun. Andrei Bacnean, că tot ziceai de Karim. Cum mă, frate, câți kilometri sunt? 5 kilometri? 6? Stai mă că bag eu pe Google. Să vezi cât ai face pe jos. Google Maps. Stai așa puțin. Să bag aici Mihai Vodă. Vodă. 6 km. Deci, zis? Eu am zis că faci o oră, nu? Și ai zis 3. Da. O oră 43 faci. Ce mai mult, o oră 43 de mers pe jos? De ora aia 43 puteam să mă joc FIFA. Benzema, am făcut poză cu el, zice Patrick. Ia uzi tare. Și că vine Benzema la Botoșani în luna mai, așa am înțeles. Că are acolo un eveniment. Serios? Hai să vedem. Că Andrei e din Botoșani, asta ziceam. Cum mă înscriu? Trebuie să, pentru seara asta, tu oricum ești înscris pentru tricou, pentru membrii, pentru că ești membru. Și pentru Pringles, trebuie să ai o cutie de Pringles și să introduci codul de pe bon. Linkul la în descriere pe www.popandplay.ro. Când iese vlogul cu Beli? Joi. Joi iese vlogul cu Beli. Bun. Hai să vedem, tată. Ultimele pachete. La el nu mai facem pachetul ăla, că se mișcă greu. Da, se mișcă greu, că e PS4, dar deschidem toate pachetele la el. Toate, pe toate le vreau. Câte mai sunt? 4, ultimele 4. Vezi că-s forță. Nu, pe asta prima dată. Hai să terminăm cu 90 plus. Ui, e special! Icon, Uruguay, CF, e hero. E hero, e Francescoschi. Francescoli. X. Bun, a picat bine. Și ne uităm și la echipă după, ca să ne uităm și la echipă. Mă, vezi, pică numai duplicate. Uite, Harry Maguire zice da, 83-10 pentru mamă, câți membri avem pe live, nu vine să cred. Denis, Andrei, Alex, Harry Maguire, Vlad Ungureanu,
Carlos, Robert. Haide mă. Bayer. Na, de X, 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 X. Așa. Bun. Jos. De unde îl știi pe Carlos? Păi am copilărit în același sat. Și suntem și neamuri îndepărtați. Hai. Pentru Harry Maguire. Hai, pentru Harry Maguire. Și cu nasul, și cu nasul. Și ultimul pachet vreau să-l dedic eu lui Carlos. Bine. Pentru Carlos. Și eu Uruguay, pentru tu. CM Valverde. Dar nu e special. Cred că are 86 sau 88. Da, da, 87. 88. Trebuie să-ți dau un test cu ratingurile, că nu știi ratingurile în FIFA. Vezi că te cert. Că nu le știi. Trebuie să-ți dau temă viitoare, trebuie să le știu. Te rog să-ți dau temă data viitoare să-mi vezi ratingurile în FIFA. Ai greșit și la Bernardo Silva și la Valverde. Hai. Ultimul pachet cu dedicație pentru toată lumea care încă este prezentă pe live. Pentru fratele Carlos, pentru toată pentru nebunia tine din seara asta și pentru mine, pentru că voi merge la două super meciuri din UEFA Champions League datorită acestei seri nebune. Mulțumesc 3. Tuturor donatorilor, tuturor celor care ați apăsat pe butonul de like. Hai să vedem, dă-i! 5, 4, 3, 3, 2, 1, dă-i! Haide mă! Hai! Italia! Italia! Gol! Donnarumma! Hai cu double. Hai cu double și cu Mbappe după el. E double. 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 Haide mă Mbappe după. Hai. Haide mă Mbappe. Tiptil, tiptil. Hai mă Haaland sau Mbappe. Mă, dar mamă, e curat. Mă, ce repede aveam cățe și curat. Aveam motoraș la picioare. Așa. Ia, stai să vedem echipa. Păi asta vreau. Mă, și Berbatov. Cât de tare. Așa, dă-i înapoi. Exit. Stai, de mie. Yeah. Hai să vedem și echipa. Și haideți cu 1300 de like-uri, forța acolo. Acum urmează extragerile. Dede. Mamă, vezi că Wernerul mi-a zis Michi Dele, forță. Mamă, mamă, ce echipă. Company acolo, Van der Sar. Top echipa, bro. Top rău de tot. Socrates. Ești din Craiova? Te pup, respect, urmează meci tare. FCSB Craiova. Tare rău echipa. Cafu, Ashley. Rolfo, aici? CM? Da, Rolfo, ia uite. Ce tare. Kimi, Smith și rezerve. Harry Kane. Tare rău de tot. Tare. Te pupăm, bro, și îți mulțumim mult, mult, mult de tot pentru pachete și pentru membru ăla puternic acolo. Și acum, și acum, Carlos arată oamenii înscriși pentru campania Pringles. Vom face prima extragere din această seară. S-a mai înscris cineva. Ok. Intrăm pe random. Random. Org. Așa. Putem să dăm și end poll, că se știe la ce meciuri urmează să mergem. Și câți avem, Carlitos? Arată-i prima dată la webcam, să vadă toată lumea. Două secunde, ca să fie tot așa. Așa. Deci. Mai sus. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 înscriși, șapte da? Înscriși. Mamă, mamă. Răzvan cu ultima donație, probabil 5 euro să răpăți de follow. Răzvan, rur. Răzvan. 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 Stai că trebuie să mai știți scoate donația. Deci avem așa, Răzvan. Răzvan, punct R. Bară jos. Nu, deci e punct R, după punct. Bară jos, după aia punct iar, R. O față ceva, uite. L-ai găsit? A, eu l-aveam la follow și știi cine? Mai știi când ți-am trimis eu poza de, pe de la Napoli? Dar nu-l găsesc. R, fără, așa, de, punct. Și uite, punct. Punct R. Punct R. R. Uite, nu mi-a de aia e search. Search. De la accounts. Uite-l. Unde? Gata. Gata, bro. Are poză cu Bellingham, da, ce tare. El mi-a trimis poză cu când era de pe stadionul la Napoli. Gata, following acolo mi-a dat direct. Respect, bro. Uite-ți vă și story-ul. Așadar, random.org. Mersi frumos încă o dată pentru donație. Intrăm pe desktop. De la 1 la 7. Arată cutia, Carlos. Câștigătorul cutiei. Opa. Câștigătorul cutiei. Îl rog să-i dea mesaj. Poate să dea ție mesaj pe Discord? Da, poate să dea. Să-i dea mesaj lui Carlos pe Discord cu adresa, numărul de telefon și numele complet. Nu pe grup acolo, pe Discord.
Câștigătorul este 3, 2, 1 și numărul 2. Cine? Vicaio. 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 Stai să arătăm și la webcam aici frumos. Vicaio, tu ai fost numărul 2. Te-ai înscris corect. Felicitări, te-ai înscris campania pregătit pentru nivelul următor. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Bravo, fratelo, ai câștigat cutia de Pringles. Felicitări tuturor celor care s-au înscris în această campanie. Mulțumim mult de tot Pringles și Logitech pentru această surpriză. Ai câștigat 5 cutii de Pringles plus mouse plus un pad. Și acum premiul pentru membri. Intrăm la membri. Members. Să vedem câți avem aici. Câți membri avem. Așa. Avem, stai să punem aici, 52. Avem 52 în timp real. Da. 52 în timp real. Stați să vă arăt și vouă. Intrăm pe desktop. Ei sunt cei 52 de membri, apare aici jos, vedeți? În timp real. Așa că... Uite, Vicaio Rapanu, am dat mesaj pe Discord. Uite, ok, și ți-a scris adresa, adresa completă. Hai să vedem, Carlos, câștigătorul tricoului semnat de mine. Hai, dă-i, odată. 3, 2, 1 și numărul 45. O luăm invers, da? O luăm invers. Aici e, nu? Da. Ia, nu mai nex pe aici. Deci avem așa. 1. 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45. Păi ce mai e numer? El e. Numărul 45. 42? 42? Da. Anul 45. Andrei Bacnean câștigă tricoul semnat de mine. Felicitări, Andreiuțu. Felicitări, fratelo. Felicitări tuturor. Și mersi mult. Ce râde, nimeni să creadă. Asta a fost totul real. Totul pe live s-a văzut. Carlos a apăsat. Ai câștigat. Felicitări. Fraților, cam atât cu live-ul din seara asta. Haideți acolo cu 1300 de like-uri. Multe mulțumiri celor de la Pringles și celor de la Logitech. Mulțumiri Carlitos și toți nebunii din seara asta, Alex, Mario, Patrick, Eduard, Denis, Luca, Andrei Bagnean, Ovidiu Daniel, fratele meu, Nicoleta, Vico, Sorin, Miki, Andrei, Patrick, Marcel, Mario, Adrianem, toată nebunia toată din seara asta, vă mulțumim mult Harry de tot. Harry Maguire, am uitat. Harry Maguire, corect, respect. Harry Maguire! Așadar, mâine video nou, cel cu Andrei Rațiu, unde am primit și un cadou acolo, bănuiesc că știți despre ce este vorba, și ne-am întâlnit cu un jucător legendar cu peste 17 milioane de urmăritori, un jucător care a făcut senzație chiar și pe Național Arena, bănuiesc că știți despre cine este vorba, dar toate astea pe vlogul de mâine. Până atunci eu am fost Tudor, Drăgușin acolo, Bruno Fernandez și Carlos, Jude Bellingham v-a pupat, ceau!